toșate locul lume. Domnul ne vorbește prin cuvânt, iată scara cerului coboară, îngeri aducând mesajul sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e Sfânt cercetează, căci aici e casa lui, Doamna cerului Betel. Ca și Iacob prin acea pustie, poate nici tu nu știi unde ești. Domnul stă aici deasupra scării, astăzi poți cu El să te-ntâlnești. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, Doamna cerului. Așa ne-a spus Mântuitorul când era la noi jos pe pământ. Dacă noi s-au trebuit fi împreună, sunt și eu prezent pe Duhul Sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Dacă vrei să simți a Lui prezență, dacă vrei să-i vezi puterea sa, cheamă pe Iisus ca cu credință și de poarta stat. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Casa celui veșnic sfânt, aici să aducem laudă și închinare a celui care este veșnic viu și sfânt și merită doar cinste și onoare. Aici să fie casa unde frații mei cădeau ori în genunchi în fața ta. Say
să fie casa unde frații mei cu rugăciuni și laude vor veni. Atunci când va intra Israelul din pricina numelui tău cel sfânt, să fie ascultat să-i dai alinul, că-și tu ești Dumnezeu și tu ești sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri prin Duhul Sfânt. Amin. Preamărit să fie Dumnezeu. Amin. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Vă spun un bun venit fiecare dintre dumneavoastră la această sărbătoare. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și dorim ca Harul lui Dumnezeu să fie peste noi în această zi, binecuvântarea Lui să fie peste fiecare dintre noi și să fie pentru fiecare cu adevărat un motiv de sărbătoare și de bucurie împreună cu noi. Noi ne bucurăm astăzi, avem toate motivele și cred că aveți această datorie să vă bucurați împreună cu cei ce se bucură și cred că de aceea ați venit. Domnul să vă binecuvânteze. Doresc să citesc un cuvânt din Psalmul 84, de la versetul 1. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de două după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia minte Dumnezeul lui Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. După aceste cuvinte am vrea să plecăm capetele și cu toții vă mulțumim Domnului că ne-a păzit, ne-a ajutat, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Cerești și pământești. Ne-a păzit de accidente și împreună putem să fim în locul acesta în pace și în liniște. Mai ales în vremea aceasta, știind că în jurul nostru sunt atâtea lucruri neplăcute. Indiferent cine ești în locul acesta, cine suntem, avem toate motivele să-i mulțumim lui Dumnezeu că până aici ne-a ajutat. Iar în finalul rugăciunii prin fratele Daniel Maftei, diaconul bisericii noastre, vom continua rugăciune și vom cere binecuvântarea Domnului peste întreaga slujire din această zi. Amin. Vă invit să vă reașezați.
doresc să mai pregătim să ne închinăm cu toții printr-o cântare, după care salutăm în mijlocul nostru pe fratele pastor Daniel Cojuc, pastor Bisericii Maranata, care va avea apoi câteva gânduri pentru noi și în același timp un îndemn pentru următoarea rugăciune. Domnul să-l binecuvânteze. Amin.
Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu în această dimineață, Cel care ne-a purtat de grijă și suntem împreună într-o casă de rugăciune. Aici unde se coboară Dumnezeu, ne umple de pacea Lui, de dragostea Lui, slăvit să fie El. Dragilor, într-o împrejurare, Iisus Hristos rostește o predică extraordinară, predica de pe munte, Matei 5, despre fericiri. Și la un moment dat se oprește și se uită înspre ucenici și face o afirmație extraordinară și spune: voi sunteți sarea pământului. Acum, ar fi putut să aleagă Hristos să privească la partea negativă a ucenicilor, la slăbiciunea lor, și să spună: voi sunteți benzina pământului. Oare cât de mult putea să greșească, pentru că l-au rugat pe Iisus să coboare foc din cer. Hai, zice, să coborâm foc din cer și să mistuim, să aprindem samaritenii aceștia, că nu ne-or lăsa să intrăm în cetate. Ar fi putut să spună Iisus ucenicilor: voi sunteți certăreții pământului, că s-au certat pe drum venind spre Capernaum, cine să fie cel mai mare. Însă Iisus alege, e o alegere, să se uite la ucenici, să vadă partea pozitivă, partea frumoasă, calitățile lor și să spună: voi sunteți sarea pământului. La această dimineață Hristos se uită la noi. Acum, noi ne cunoaștem fiecare dintre noi, știm caracterul nostru, știm umblarea noastră, dar afirmația aceasta este valabilă și pentru noi. Voi, din toate bisericile care sunteți adunați aici la această superbă sărbătoare, voi, zice Hristos în această dimineață, sunteți sarea pământului. Nu e prea mult. Dacă Hristos face afirmația aceasta, înseamnă că trebuie să privim și noi, să alegem și noi, să ne uităm la noi, să ne uităm la frații noștri, la surorile noastre și să spunem: noi suntem sarea pământului. Adică sarea pământului, vedeți, Dumnezeu, Hristos nu alege verbul la timpul trecut sau la viitor, ci la prezent. Nu spune: ar trebui să fiți. Nu, voi sunteți efectiv. Sunteți sarea pământului. Adică sunteți de mare preț, frați și surori, în ochii lui Hristos, suntem de mare preț, suntem o valoare, slăvit să fie numele Domnului. Ucenicii au înțeles mai mult expresia aceasta, sarea pământului, decât înțelegem noi. Pentru că în vremea lor și pe vremea romanilor, sau soldaților romani, sarea era folosită și ca monedă de schimb. Și salariul era plătit în sare pentru ei. Când au auzit expresia sarea pământului, s-au bucurat enorm, s-au uitat unii la alții și au spus: extraordinar, ce valoare, ce greutate avem în ochii lui Hristos. Voi sunteți sarea pământului, ne responsabilizează Dumnezeu în această dimineață, adică voi sunteți o minoritate. Câtă sare e nevoie pentru a da un gust extraordinar, bun unei mâncări? Puțină sare. O minoritate, 528.000 de locuitori în provincia de Udine. Și ca și evanghelici români suntem undeva la 0,2-0,3%, dar Hristos în această dimineață spune: și dacă sunteți o minoritate, sunteți o calitate extraordinară, o capacitate colosală de a influența lumea în bine, sarea pământului, adică cineva care dă gust de cer celor din jur, slăvit să fie Domnul. Dragilor, voi sunteți sarea pământului. Avem calitatea de a păstra, de a conserva, ca și sarea, de a conserva intacte, nestricate alimentele, nu? Noi suntem sarea pământului, adică avem această calitate de a păstra cuvântul Domnului așa cum este El, absolutele lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, așa cum sunt ele, dragilor. Să mă iertați, dar Papa al nostru, săptămânile trecute, a făcut o semnătură groaznică în ce privește doctrina Bisericii Catolice. A deformat efectiv absolutele lui Dumnezeu și s-a băgat în Roman capitolul 1 și știți despre ce vorbesc. Dragilor, noi suntem sarea pământului, adică avem capacitatea de a păstra cuvântul lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu așa cum este ea, și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Avem încă o calitate, adică are multe calități sarea aceasta, dar mă aduc aminte de încă una. Calitatea aceasta
sarea topește gheața, acolo unde oamenii alunecă, se lovesc, își rup mâinile, spar capul, dar sarea are capacitatea de a topi gheața. Noi, voi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem această capacitate. Unde ajungem, topim gheața, unde ajungem, aducem pacea lui Hristos. Oamenii abia așteaptă să lucreze cu noi. Ăștia sunt oameni de cuvânt, ăștia sunt pocăiți deosebiți. Așa suntem, dragilor. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Și aș vrea să ne rugăm pentru următoarea rugăciune, dragilor. Și în rugăciunea aceasta, haideți să alegem. Haideți să alegem în această dimineață să privim la partea frumoasă a noastră și a fraților noștri și să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, noi îți mulțumim că suntem sarea pământului. Ne-ai dat aceste frumoase calități, Doamne. Îți mulțumim pentru că ești prezent în inimile noastre, în familiile noastre, ești prezent în noi și noi degajăm în jurul nostru sau răspândim cel mai bun cuvânt. Gust de ce? Domnul să fie laudat. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Amin. Amin, vă invit să vă reașezați. Salut încă o dată pe cei care au venit după primul salut. Domnul să vă binecuvânteze. Bine ați venit în mijlocul nostru. Amin. Și doresc ca Duhul Sfânt să călăuzească întreaga lucrare și cu toții să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ceea ce face diferența este asta. Suntem într-un loc unde ne-am adunat în numele Domnului Iisus și credem că El este prezent între noi. Așa cum a promis El, unde sunt doi sau trei, a spus Domnul Iisus, adunați în numele meu, sunt și eu prezent acolo. Salutăm pe Domnul în mijlocul nostru și îl rugăm să lucreze El cu puterea Lui în inimile noastre. În continuare ne pregătim inimile să ascultăm câteva cântări, grupul Harul se va pregăti să cânte o cântare, după care orchestra o cântare, apoi corul o cântare. Domnul să-i întărească pe fiecare. Amin. În timpul acesta ne vom pregăti și inimile să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Tot ce dăruim este pentru binele lucrării lui Dumnezeu. Și trebuie să dăruim cu inimă și cu credință că Dumnezeu binecuvântează dătătorul voios. Ne închinăm prin cântare și Domnul să lucreze în continuare.
Spun unii oameni că viața a apărut nimic întâmplător din ea, lumea s-a iubit. Eu însă știu adevărul și vreau să spun tuturor, tot ce există în univers are un creator. Nu, 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 nu-i o întâmplare. Nu, 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 viața sub soare. Nu, 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 e mâna care pe toate le-a făurit. Nu, 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 nu din genune. Nu, 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 sunt toate pe lume. Nu, 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 cu înțelepciune chiar Dumnezeu le-a început Creatorul cer și pământ a făcut. Și când a spus să fie lumină, lumina a apărut. Soare și lună și stele, păsări și ape și vânt, ziua și noaptea au prins contur la un singur cuvânt. Întâmplare, nu, 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 viața sub soare, nu, 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 e mâna care pe toate le-a făurit. Nu, 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 nu din genune, nu, 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 sunt toate pe lume, nu, 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 cu înțelepciune ca Dumnezeu l-a zidit.
viața sub soare. Nu, 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 e mâna care pe toate le-a făurit. Nu, 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 nu din genune. Nu, 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 sunt toate pe lume. Nu, 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 cu înțelepciune chiar Dumnezeu le-a zidit. Domnul să binecuvânteze pe toți cei care au cântat. În continuare vreau să ne pregătim inimile, vom asculta un mesaj din partea Domnului, adus de fratele păstor Dănuț Iacob de la Perugia. El este mai marele nostru, președintele Comunității Teritoriale Pentecostale pe Italia. Îi spunem bun venit între noi și ne rugăm ca Domnul să-l folosească în această zi. Vă invit să stăm puțin ridicați. Păi fratele va citi un cuvânt și ne va aduce mesajul care Domnul a pus pe inimă pentru noi. Amin. Citim din cuvântul Domnului de la 1 Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 7. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus înaintea întreg ca ardere de tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel.
Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa și au urmărit pe filisteni și au bătut până la Betcar. Samuel a luat o piatră pe care i-a pus-o între Mițpa și Shen. I-a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors înapoi la Israel, de la Ecron până la Gat, cu tot ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Vă salut cu bucurie, frați și surori, cu Psalmul 133, care spune așa: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. În dimineața asta ești în cel mai fericit loc. Ești în locul unde Domnul coboară cu binecuvântarea și din casa Domnului, din locul acesta, poți pleca binecuvântat. Ai ales locul cel mai bun care puteai alege. Frați și surori, bineveniți în casa Domnului. Dorim să plecăm de aici atinși de harul și de prezența Domnului. Vreau să vorbesc în câteva cuvinte și mulțumesc Domnului pentru voi, mulțumesc Domnului pentru invitația făcută la acest eveniment. Laud pe Domnul pentru lucrarea frumoasă care ați făcut-o și care ați realizat-o cu harul Domnului. Am spus fraților ieri, voi ați trecut, ați depășit, voi vă bucurați. E ca și femeia aceea care, mama aceea care a născut și uită durerile nașterii. Ei, noi acum suntem în travaliu, noi acum suntem cu construcția, noi suntem încă în suferințe. Voi ați născut, voi sunteți bucuroși, vă bucurați de o lucrare frumoasă. Dumnezeu să fie lăudat! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Știu că n-a fost ușor. Da? Mi-imaginez și eu că va fi o zi frumoasă în care vom avea și noi cântări, vom avea bucurie, vom avea lumini, vom fi împreună și zic Domnul să ne ajute și pe noi. Slavă Domnului pentru ce ați făcut aici. Frați și surori, viața curge, vom trece, dar lucrarea aceasta, edificiul acesta care l-ați făcut, va fi un semn care va marca dragostea voastră pentru Dumnezeu și va marca puterea unității frățești. Lucrarea asta s-a făcut datorită faptului că voi îl iubiți pe Dumnezeu. Și s-a făcut datorită faptului că ați fost uniți, că nu se putea face dacă era o biserică dezintegrată. De aceea rămâne marcată pe scara istoriei faptul că ați făcut lucrarea asta pentru gloria Domnului. A fost greu, cu siguranță știu că n-a fost ușor, v-ați întors buzunarele pe dos, ați făcut sacrificii, efort să fiți în punctul acesta. Spun din nou, Efeseni capitolul 6, versetul 10, spune cuvântul Domnului: Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dumnezeu nu uită, voi poate veți uita, ați făcut o investiție, ați făcut poate un împrumut, nu știu, dar veți uita, dar Dumnezeu nu uită. Dumnezeu în ziua veșniciei vă va răsplăti. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Doresc în dimineața asta, frați și surori, să stau înaintea voastră cu câteva gânduri din cuvântul Domnului, să ne încurajăm și să plecăm de aici în bătălia spirituală în care suntem implicați cu o nouă putere proaspătă. Primele trei cuvinte din Scriptură spun așa: la început Dumnezeu. La început Dumnezeu. Am citit în dimineața aceasta Samuel, când a pus piatra aceea memorabilă, a spus: până aici Dumnezeu. Deci la început Dumnezeu, până aici Dumnezeu, și eu fac o întrebare către adunare: de acum încolo Dumnezeu. Aleluia! De acum încolo Dumnezeu. Deci la început Dumnezeu, până aici Dumnezeu, și de acum încolo, frați și surori, Dumnezeu să meargă înaintea noastră. De acum înainte tot cu Dumnezeu. Nu cred că vă surprinde dacă fac afirmația aceasta spunându-vă că navigăm spre un întuneric. Asta am prins-o dintr-o cântare. Cântă copiii la școala duminicală, poate și la voi o cântă. Navigăm spre un întuneric. S-a spus ceva la timpul de rugăciune
Și întunericul spre care navigăm, pe zi ce trece, se face tot mai dens. Aici Domnul are oameni care au menirea aceasta și vreau să continui ceea ce s-a spus. Când avem o menire și o chemare din partea lui Dumnezeu, pe scoarța pământului să răspândim, să strălucim, să fim altfel decât mersul lumii acesteia. Romanii, capitolul 12, versetul 2 spune să nu vă potriviți chipului veacului. Noi suntem în dezacord cu întunericul acesta. Oarecum suntem rupți de trendul acestei lumi. Și avem o menire și o chemare. Chemarea noastră este să fim la înălțimea staturii lui Hristos. Spune cuvântul Dumnezeu în Efeseni capitolul 4, versetul 11, că El a dat și a dat bisericii slujbe și daruri ca credincioșii să se maturizeze din punct de vedere spiritual. 2 Petru capitolul 1 spune că Dumnezeu ne-a făcut făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Frați și surori de la Betel și frați și surori din zonă de aici, avem așadar o menire și o chemare ca noi să ne facem tot mai mult asemănători cu Hristos, părtași firii dumnezeiești. Lupta noastră, credincioșilor, de fiecare zi este tot mai mult să semănăm cu Iisus Hristos. Vreau să am mesajul acesta împărțit în două. Chemarea noastră este o chemare înaltă și casa aceasta, edificiul acesta, are o menire înaltă. Dacă așa stau lucrurile, hai să vedem care e chemarea și care este menirea care Domnul avea pentru noi. Vreau să vă aduc aminte că în Exod, în capitolul 34, spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, a căpătat bunăvoința lui Dumnezeu. Și când s-a văzut Moise apropiat de Dumnezeu, i-a cerut Domnului un lucru și a spus așa: Doamne, dacă tot am căpătat bunăvoința Ta, eu vreau să Te văd. La care Dumnezeu i-a zis: Moise, nu-i cu putință un om să mă vadă și să trăiască. Asta nu se poate. Totuși, i-a spus Domnul: dacă tot mi-ai cerut și ai căpătat trecere înaintea mea, mâine dimineață urcă-te pe munte, ia tablele legii, dis de dimineață suie-te pe munte și am să-ți arăt slava mea. Și Dumnezeu a găsit cu cale să îi se descopere lui Moise. Țineți minte, vă rog, Dumnezeu nu se poate vedea. Dumnezeu este nevăzut. Dar în momentele acelea, și în Exod 34 spune că Moise a ascultat, dis de dimineață, a luat tablele, s-a dus pe munte și Domnul își descoperă natura lui, esența lui, însușirile lui, îi le descoperă lui Moise. Și spune așa, versetul 6, versetul 5, Domnul s-a coborât într-un nor, a stat lângă el și a rostit numele Domnului. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea, păcatul. Și Domnul își descoperă esența și natura lui Moise. Așadar, vă spuneam că Dumnezeu nu se poate vedea, și totuși însușirile lui le-a descoperit lui Moise. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu pe aceeași idee continuând, vreau să citesc din cuvântul Domnului, din Coloseni capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune în felul următor, că natura lui Dumnezeu, esența lui Dumnezeu, s-a descoperit în mod vizibil, oamenii să-L poată percepe prin viața Mântuitorului. Vă rog să citim de la Coloseni capitolul 1, versetul 13. El, Hristos, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Vă rog atenție la versetul 15. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Dumnezeu nu se poate vedea. Dar totuși, prin Hristos, omenirea a reușit să-L vadă pe Dumnezeu care nu se vede. Cel întâi născut din toată zidirea. Mai citesc încă un verset din cuvântul Domnului, spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul primul capitol, cuvântul Domnului spune în felul următor. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri,
La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, care l-a pus moștenitor al tuturor lucruri prin care s-au făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Adică Iisus Hristos este tiparul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu care nu se vede, prin Hristos și-a descoperit chipul Lui, și-a descoperit natura Lui, însușirile Lui. Hristos a fost imaginea lui Dumnezeu. În italiană chiar așa scrie. El este imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se vede, dar viața lui Hristos, omenirea a putut să vadă imaginea lui Dumnezeu. Dragii mei, Mântuitorul a chemat pe ucenici, așa cum au auzit spunându-se la timpul de rugăciune, și le-a dat menirea aceasta și responsabilitatea aceasta, după ce în Ioan spune așa, Eu sunt lumina lumii. După care Mântuitorul preia adevărul acesta și îi responsabilizează pe ucenici și îi spune așa, voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, natura lui Iisus Hristos trebuie să curgă în credincios. De la Dumnezeu, esența și natura Lui a curs prin Hristos și din Hristos prin fiecare pocăit de la Udine. Și în dimineața asta vreau să tastez, să apas pe responsabilitatea aceasta care o avem. Noi nu suntem la întâmplare, așa au cântat frații aici în față și surorile. Noi nu suntem la întâmplare. Noi avem o menire ca prin viața ta și prin viața mea să se vadă caracterul lui Iisus Hristos. Și în dimineața spun, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Prea iubiții mei, dacă tu ai intrat în Hristos ca o mlădiță care intră în viță, din seva aceasta din Hristos, ea va curge prin tine. Și caracterul lui Hristos și natura dumnezeiască va inunda viața ta și tu vei trăi la alte cote. Tu vei umpla pe anumite înălțimi. Tu vei fi separat, diferit de lumea aceasta. Nu e o noutate. Nici un măr, pom mă refer, nu se chinuie din toate răsputerile lui să facă mere. Nu se chinuie deloc. El din natura lui va face mere. Dacă ești un pocăit ancorat în Hristos și natura lui Dumnezeu curge din Hristos în viața ta, tu vei trăi la anumite înălțimi, va fi ceva special în viața ta. Tu vei fi separat, oamenii din jur vor spune ceva e cu tine. E zilele trecute m-am întâlnit cu cineva și din două vorbe mi-au zis, dar voi ce sunteți? Tot cu, zice, voi sunteți ceva altfel. Dragii mei, când ești ancorat în Hristos, esența lui Hristos, caracterul lui, însușirile lui, inundă viața ta și din tine, tu ești un mic Hristos, cu alte cuvinte, în lumea aceasta. Și asta va marca pe cei din jurul tău. Vă fac o paranteză, când a fost pandemia, șeful diplomației de la Roma a făcut un grup cu toți responsabili de comunități și știți cum era toată incertitudinea aceea, toată confuzia aceea și totul era prin surprindere și au spus fiecare trebuia să raporteze dacă sunt cazuri de infectați în comunități și au început să raporteze și romano-catolici și în sfârșit fiecare raportau și am raportat și noi, erau câteva cazuri de frați și surori infectați cu COVID. Și am raportat, știi ce au făcut ei? Au pus consulii sau chiar ambasadorul, un frate de la Latina, zice, frate, m-a sunat ambasadorul. Așa era de bucuros și zice, frate, i-am spus că Domnul ne-a vorbit, că Domnul ne-a dat descoperire și știam că vom trece pe ei, Domnul ne va scoate biruitori. A trecut un pic de timp și s-au așezat lucrurile, s-au cam așezat. Și știi ce au spus oamenii? Oamenii nemântuiți, oamenii care au constatat și au spus, domnule, când sunam la ei voștri, erau pe înălțimi. Când sunau consulii sau când sunau șeful diplomației, zice, erau pe înălțimi. Dar când sunai la ceilalți, era nenorocire, moarte, stârpiciune. Dar așa s-a făcut o diferență clară între cei care sunt ancorați în Hristos, care poartă caracterul lui Hristos în viața lor. Ei nu se tem. Frați și surori, când un credincios rămâne ancorat în Scriptură și când caracterul lui Hristos curge în viața lui, el trăiește la anumite înălțimi. Primul lucru care ne deosebește e că nu avem teamă. Nu ne este teamă. Am citit aici că copiii lui Israel au fost plini și i-au umplut teama când i-au amenințat filistenii și spune că s-au temut și au venit repede la Samuel. Dar Samuel a constatat că e o problemă acolo. Pentru că era o amestecătură, era un sincretism, era ceva acolo și la un moment dat Samuel a spus, voi vreți izbăvire, vreți să scăpați de amenințări?
Spune Samuel soluția. Soluția nu este să vă reînnoiți armamentele, să vă verificați, să vă echipajele, să mai faceți niște pregătiri militare. Soluția izbăvirii este problema inimii voastre. Și el le spune așa, Samuel a zis, dacă din toată inima voastră veți scoate din mijlocul vostru Dumnezei străin și astarteile, cum s-a putut așa ceva? Israel, acel popor care pe oriunde trecea groaza Domnului și înspăimânta cetățile din prejur, au reușit așa de mult să piardă din intensitatea aceasta gloriei divine, amestecându-se cu Dumnezeii străini. Și din pricina aceasta, peste Israel a venit teama. Frați și surori, să nu vă surprindă, atunci când ne pierdem altitudinea și cota la care suntem chemați și menirea noastră și tot coborâm câte un pic, câte un pic, împrumutând de aici, din stânga și din dreapta, știți ce se întâmplă? Pleacă slava lui Dumnezeu de peste credincios, pleacă prezența lui Dumnezeu și credinciosul se usucă. Când ne amestecăm cu lumea, ne uscăm din treaptă în treaptă, ca într-o spirală așa destructivă, ne uscăm și rămânem fără putere. Și Samuel a zis, sunteți amenințați, vi teamă, tremurau de frică. Au spus, soluția este să vă reparați, să vă recondiționați inima. Bine spunea cineva, inima tuturor problemelor este problema inimii. Trebuie lucrat la inimă, trebuie acolo o intervenție chirurgicală, trebuie rupt, scoateți din inimile voastre idolii, scoateți Baalii și Astarteile. Amestecătura asta așadar i-a făcut pe ei să le fie teamă. Frații mei, atunci când lucrează neascultare în viața noastră, primul indiciu este că credinciosul care e la anumite înălțimi coboară și când coboară îl umple teamă. Știți că neascultarea, primul lucru care îl aduce în viața credinciosului este teama. Atunci când Eva a fost înșelată în grădina Edenului de șarpe, s-a ascuns și a spus, mi-a fost? A citit în Biblie că spune că mi-a fost teamă. N-a avut teamă până atunci. Câtă vreme a rămas în parametrii Scripturii, câtă vreme credinciosul rămâne în parametrii Scripturii, ascultând de Dumnezeu, de Sfânta Scriptură, el nu are teamă. Dar când coboară, începe să-l umple teama. Și al doilea lucru grav pe care îl constat este că atunci când neascultarea intră în viața noastră, nu numai că ne coboară din înălțimile spirituale, așa spune Efeseni capitolul 2, zice, voi sunteți chemați să locuiți în locurile cerești, noi credinciosul are o chemare înaltă. Dumnezeu din noi, oameni simpli, ne-a botezat cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne ridică pe niște cote, trăim la anumite înălțimi. Atitudinile noastre, trăirea noastră este diferită de cea a lumii. E în dezacord și oamenii se vor mira, cum am spus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că noi avem chemarea aceasta să trăim la cote înalte. Prin neascultare, omul decade din cotele acestea înalte și primul lucru care v-am spus, intervine teama, frica, deci ești la un loc, la un nivel cu ceilalți. Al doilea lucru grav care se întâmplă e, oamenii încearcă să-și mascheze neascultarea cu ceva și imediat primii oameni din grădină și-au mascat neascultarea cu șorțuri, cu frunze de smochin. În dimineața asta aș vrea, chiar dacă doare, aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru toți cei care avem o chemare înaltă. Mă gândesc aici la responsabilitatea care o avem. Frați și surori, noi avem o chemare înaltă să purtăm imaginea și chipul lui Hristos. Atunci când în viața mea și în viața ta intervine neascultarea, vă spuneam, oamenii din natura lor au tendința să o mascheze. Și lucru cel mai grav, eu vreau să vă spun că cred că nimic nu a durut vreodată mai mult pe Dumnezeu decât să-ți maschezi și să dai o altă înfățișare la ceea ce nu ești în realitate. Să te chinui să arăți ce nu ești. Când în viața credinciosului intervine o ruptură între ce spun, între ce afirmă și ce trăiește, când este o ruptură și când este o incoerență între ce spun și ce trăiesc, acolo intervine o dublă măsură, o dublă viață, un dublu standard. Și vă spun cu inima în mână că nimic nu doare mai mult pe Dumnezeu decât omul care încearcă să arate ce nu este. Între imaginea care se vede și între viața nevăzutului din tine. Dar știți că pe Dumnezeu nu-L impresionează. Faptul că eu aș putea să vin, să strig aici, să
Domnul, așa de simplu, el se uită și face o radiografie la inimă. Și Domnul nu se uită la afirmații, cât se uită la trăire. La un moment dat, în Matei 7:22, Domnul spune așa: de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne? Adică vorbirea era ok, partea teoretică era bună, dar zice, trăirea nu-i cum trebuie. Dragii mei, când apare o ruptură între ce spun și ce fac, dacă sunt tată, asta va crea un prejudiciu și va aduce un dezechilibru în familia mea. De aceea, dat fiind că navigăm spre un întuneric, fac un apel la toți părinții care suntem în adunare, să nu umblăm cumva cu un dublu standard. Cum spui, așa să trăiești. Și eu zic, Doamne, ajută-ne! Dacă vreți să nu ne pierdem copiii, primul lucru care eu l-am constatat, așa numit la mea experiență, este că copiii s-au pierdut atunci când părinții una au spus și alta au trăit. Și pe Dumnezeu nu-L supără nimic mai mult ca alunecarea asta în latura fățărniciei. Luca 12:1, Domnul spunea, când avea o audiență în față extraordinară și oamenii se călcau în picioare unii pe alții, Domnul a ales un cuvânt și un mesaj și a spus, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este dubla față. Una să fii în realitate și alta să te chinui să arăți că ești, dar în realitate să nu fii. De ce Duhul Sfânt spune câteodată în adunare prin descoperire și spune, poporule, vino așa cum ești? Că adică omul se chinuie să vină cum noi. Și Domnul zice, degeaba îmi spuneți, Doamne, Doamne, dacă nu trăiți? Iată, dragii mei, că avem responsabilitatea aceasta să ducem chipul lui Hristos în lumea aceasta, prin orașul acesta. Tu ai o menire să duci imaginea lui Iisus Hristos a Dumnezeului care nu se vede. Dar Dumnezeu care nu se vede, se vede prin viața ta. Tu ai menirea să trasezi o cărare și spune Scriptura Evrei 12, croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cei ce vin în urma voastră să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Tu ai menirea așadar să duci o chemare și să creezi și să răspândești o mireasmă și să dai în jurul tău o strălucire. Dar pentru menirea aceasta se dă o luptă. Întunericul și diavolul are se concentrează cu tot efortul și toată atenția să mă decadă din chemarea aceasta. Vă aduc în o imagine și o ilustrație în atenția voastră. A fost un om care a fost născut prin făgăduință, nici nu era încă născut, și Duhul Sfânt spunea despre el că va fi un izbăvitor, va fi un om grozav și veți scăpa de robie și veți fi liberi. Și toți se uitau și așteptau și probabil vedea pe mama lui Samson cum crește, era însărcinată și toți așteptau ziua când să se nască Samson. Izbăvitorul s-a născut, izbăvitorul a început să crească și Duhul Sfânt spune că Duhul Domnului îl mișca la Mahanedan, între Țoria și Eștaol. Spune cuvântul lui Dumnezeu că așa îl folosea Duhul Sfânt între limitele acestea. Și copilul acesta a crescut, Domnul folosea, Domnul era cu el și a avut o chemare înaltă. Duhul Sfânt s-a folosit și a avut multe biruințe, multe minuni a făcut Domnul prin el. O falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, trei grămezi de filisteni, cu o falcă de măgar, 1000 de filisteni. Și nu numai atât, multe, multe alte descoperiri. La un moment dat a intervenit păcatul și neascultarea în viața lui. Și iată-l pe acest gigant care lucra în anumite înălțimi, iată-l cum neascultarea îl coboară și îl coboară și îl coboară. La un moment dat, după multe, multe insistențe, vreau să mă duc direct în capitolul 16, unde Dalila, femeia aceasta, îi spune totuși, spune-mi mie de unde îți vine puterea aceasta. După multă insistență, el se destăinuie și citesc în capitolul 17 și spune așa, 16, fiindcă ea îl necăjea, 16:16, și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Și acum vă rog frumos să ascultați fraza aceasta. Dacă aș fi ras, puterea mea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Vreau să spun, frate și soră, că asta este intenția diavolului, să te slăbească și să fii ca oricare alt om.
Tu care ai chemarea să fii la cote înalte, tu care ai o chemare ca prin tine să strălucească caracterul lui Hristos, diavolul și întunericul vrea ca tu să scazi, să fii ca oricare alt om. Și dacă el reușește prin neascultare, încet, încet, o neascultare astăzi, după ce intervine neascultarea, intenția naturală, parcă o reacție naturală a omului este să o acopere. Și acoperând neascultarea, intrăm în, cum vă spuneam, tot mai decăzut, așa după cum urmărim viața lui Samson, tot mai decăzut, până a ajuns mult mai jos să-i se scoată ochii și auziți unde l-au dus filistenii. L-au dus la râșniță, locul cel mai josnic, unde de obicei era un asin, un măgar, care învârtea râșnița. Era legat și în continuu se învârtea în sens circular. În fiecare, nu făcea altceva, în continuu se învârtea acolo. S-au dus filistenii, au luat măgarul, l-au dat deoparte și l-au pus pe uriașul acesta, care altă dată îl purta Duhul Sfânt la Mahanedan între Țoria și Eștaol. Atât de decăzut a fost viața lui și a pierdut chemarea, menirea și iată că a ajuns așa în locul acesta josnic, pentru că neascultarea te duce mult mai jos decât ți-ai putea imagina. Dar să lăsăm că este o experiență negativă, să ne întoarcem la noi cei care avem o chemare și să ne întărim. În dimineața asta vreau să vă spun că noi trebuie să ne întărim, să ne ducem chemarea noastră, să fim la înălțim, să răspândim prin viața noastră imaginea lui Iisus Hristos și caracterul lui Hristos să curgă prin noi. Frați și surori din Udine, din oricare biserică ați fi, în dimineața asta vreau ca cu ajutorul Domnului să reînnoim puterea și să ne reactivăm, dacă vreți, chemarea aceasta, ducând chipul lui Hristos în lumea aceasta. Noi avem o chemare înaltă, să te ajute Domnul, Dumnezeu nevăzut, să se vadă prin viața ta. Dumnezeu nevăzut să se vadă prin viața ta, soră. Și pe unde trecem noi să se vadă că e un parfum, e ceva special, așa după cum ni s-a amintit deja. Dar întunericul vrea ca să fii ca ceilalți oameni, ca oricare alt om. Și de la ideea aceasta, trecând mai apoi la imaginea care o avem în fața noastră și motivul pentru care ne-am adunat aici, consacrarea acestei case de rugăciune. Vreau să vă spun, dragii mei, că dacă intenția întunericului este pe credincios să-l ducă la nivelul oricărui alt om și tot așa diavolul nu-și ia concediu atunci când noi investim într-un local, diavolul ar vrea ca casa aceasta să fie ca oricare altă casă. Dar casa aceasta, edificiul acesta are o menire înaltă, are o menire specială. Dragii mei, când veneau oamenii la templu, după ce a fost construit templu, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi la cortul întâlnirii, vreau să spun întâi despre cortul întâlnirii, când veneau la cortul întâlnirii, cădeau cu fața la pământ. Dar de ce credeți că cădeau cu fața la pământ? Din pricina ledurilor, din pricina parchetului, din pricina monitoarelor, a boxelor. Frații mei, oamenii cad cu fața la pământ din pricina prezenței lui Dumnezeu. Casa aceasta are o menire înaltă, aici să coboare slava lui Dumnezeu. Când frații se adună împreună, se mișcă cerul, se întâmplă o minune, vine cerul. Se coboară ceva ce nu-i de la voi, nu-i de la noi. Când noi ne adunăm împreună, ne vizitează prezența lui Dumnezeu. Prin harul Domnului vine prezența lui Dumnezeu între noi. Casa aceasta are o menire înaltă. Casa aceasta este locul unde Domnul Dumnezeu se coboară cu prezența Lui. Frații mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să venim totdeauna la casa Domnului ca la un refugiu, știind că în casa Domnului e ca un orizont unde cerul se unește cu pământul. De aici se urcă rugăciuni și de sus ne vine răspunsul. Binecuvântat să fie Domnul care ascultă rugăciunea. Mie mi s-a întâmplat de multe ori și vouă vi s-a întâmplat. Când ai așa câte o frământare profundă și știi că n-ai nicio soluție, eu m-am dus într-o marți seară la adunare, m-am pus așa, unde mi-e locul meu de obicei și am zis, Doamne, am zis eu, nu plec de aici până nu lucrez la starea mea, până nu-mi schimb starea, nu vreau să plec cum am venit. Și am zis, Doamne, să-mi vorbești, să faci ceva, vreau să-mi schimb starea, m-am dus ca la un refugiu. Și am știut că casa Domnului este casa unde se mută poverile de pe umerii mei, pe umerii Domnului. Și când ești împovărat, frate și soră, vino aici, întâi du-te în odăiță, asta e ordinea.
Dar dacă nu încă rămâne, dacă rămâne încă povara vino aici, că aici sunt frații și împreună să strigi la Dumnezeu că aici e locul unde poverile tale se mută de pe umerii tăi pe umerii Domnului. Și m-am dus și eu acolo și m-am așezat și am zis: Doamne, te rog, și așa. Și am zis: Doamne, să-mi vorbești. Și fratele a pus, prima dată l-a pus pe un frate și am zis eu: singur nu vorbește Domnul prin asta. Și am zis: Doamne, dar eu am ținut să-mi vorbești, dar parcă eu așteptam să vină cineva așa mai pregătit, mai așezat, mai pe puncte. Vă mărturisesc, a venit un frate și a citit un psalm, nu a spus prea mult, s-a dus la loc, dar psalmul acesta mi-a schimbat mie starea și povara mea s-a dus pe umerii Domnului. Am știut că Domnul și am știut că locul acesta este locul unde Domnul ia poverile. Frați și surori, când sunteți împovorați, Domnul spune: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați. Casa Domnului este casa unde se mută poverile. A venit femeia aceasta împovorată, Ana pe nume, și spune cuvântul Domnului că ea s-a dus la casa Domnului, la Silo, și avea o femeie care o înțepa în mod continuu, constant, Penina. Știți, să aveți imagine, nu e aici membră la voi, dar eu vă spun așa, e o specie care are, menirea este să înțape. Și e tot are o trusă specială care înțeapă în stânga, înțeapă în dreapta, și să dea Domnul să n-aveți parte și să nu fie așa printre voi. Și în mod constant Penina tot înțepa și Ana cu sufletul amărât nu a pus nici avocat, ea s-a dus la casa Domnului. Și când vii la casa Domnului, aici este locul unde tu îți verși inima și îți verși amarul înaintea lui Dumnezeu și să coboară Dumnezeu. Și spune că femeia aceasta, după întâlnirea cu Domnul, la un moment dat el o mustră și îi spune: fiindcă stătea de multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, el îi se uita cu băgare de seamă. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. El credea că este biată. Ana i-a răspuns: Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Spune Eli: du-te în pace, Dumnezeul lui Israel să-ți asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Ana a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Veți ști, frați și surori, că aici e locul unde Domnul schimbă stările. Casa aceasta are o menire înaltă, să vină prezența lui Dumnezeu aici, datorită fraților care se adună, vin cu inimă bună, vin cu cântări de laudă, și unde e slava lui Dumnezeu, vine Domnul, și unde sunt cântările acestea, vine slava lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu schimbă viețile. Să vină cei necredincioși și să cadă cu fața la pământ, să spună: aici locuiește Iisus. Aici este casa lui Dumnezeu. A venit la noi în Italia un bărbat și a venit la biserică cu soția lui, româncă fiind, și a spus, eu l-am întâmpinat așa cu o bucurie și a zis: la bine ai venit și nu știu ce. Dar el zice: nu prea mi-e o treabă aici, Doamne, ea e româncă, nu știu ce. Nepocăiți nici unul, nici altul. Și stătea prin parcare, dar la un moment dat i-a zis: dar tu nu ai vrea să citești în Biblie, nu? Zice, cartea asta e plictisitoare, nu? Și după o zi, două, după câteva întâlniri, la un moment dat îmi spune el: eu nu mai vin pentru ea, eu vin pentru mine acum. Am început să citesc în Biblie. Și Duhul Sfânt îl cerceta, A trecut într-o viață foarte frământată, prin mai multe falimente, știe foarte bine românește, și bărbatul acesta, la un moment dat, îmi spune: eu am citit în Biblie, eu am văzut ceva se întâmplă, mi-am găsit scopul și sensul în viață. Eu am un frate care umblă la neocatecumeni, zice, de ani de zile cu Scriptura, cu alea, și eu, așa parcă dintr-o dată Dumnezeu m-a iubit, mi s-a descoperit. Și spune el mie: eu până acum aveam eu anumite lucruri care nu erau bune. Eu țineam la ele cu amândouă mâini, dar acum nu mă mai interesează. Și am un set de lucruri care nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea să citesc, nu-mi plăcea. Zice, voi sunteți gălăgioși. Nu-mi plăcea, dar zice, acum eu nu știu ce se întâmplă, dar nu mai pot fără părtășie. Eu nu, e mult de la duminică la duminică, eu vreau să vin și peste săptămână. Și am spus, tu te-ai născut din nou, Giuliano. Asta înseamnă naștere din nou. Când nu-ți mai place ce îți plăcea și îți place ce nu-ți plăcea, înseamnă că te-ai născut din nou. Frații mei, a venit la aici, la biserică, și Duhul Sfânt l-a cercetat, Duhul Sfânt l-a schimbat. În parcare nu l-a schimbat Duhul Sfânt. Dar aici, între frați, când a venit, când a intrat în casa Domnului, Duhul Sfânt l-a schimbat, și vă spun că experiența a continuat, că el a vrut să stăruiască, să primească Duhul Sfânt. Și am zis, fii atent că aici e treabă serioasă, nu prea merge chiar așa. Lasă, roagă-te tu Domnului, că Domnul e bun. Și... dar el zice, cum să mă rog, dar eu am citit, eu vin la stăruință că eu am citit în Biblie. Și atunci l-am văzut așa hotărât.
i-a spus, vino, dar totuși nu prea, am crezut că Duhul Sfânt e în patrimoniu cultului pentecostal din România, dar nu e așa, să știți. Și a venit, a făcut o mărturisire, omul s-a pregătit și am spus eu, dacă vii la stăruință, câteva lucruri, i-am zis, trebuie să ai credință și stăruința e un pic cu rugăciunea mai tare. A, să mă rog mai tare, și nu-i problemă, mă rog mai tare. Și trebuie să ai credință. Păi cum? Cred că am citit. Și s-a întâmplat minunea, coborul la stăruință, s-a rugat mai tare ca toți, într-adevăr, dar Duhul Sfânt l-a botezat și era plin de bucurie și spunea a doua zi, făcea audio și întremetea vocale și spunea, în viața mea, n-am știut că pe pământul acesta există atâta liniște și pace. Eu la Hristos am găsit pacea, la Hristos am găsit sensul vieții, eu de Hristos nu mă mai despart. Frați și surori, Duhul Sfânt să cerceteze oamenii când intră în casa aceasta. Aici e locul unde schimbă stările, aici e locul unde oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, aici e locul unde se prezintă Domnul și El stă deasupra scării, așa cum îl vedea Iacov. Domnul este totdeauna deasupra. Fie casa aceasta o casă deosebită. Chiar dacă Domnul va lucra aici, întunericul va vrea, așa după cum din noi vrea să fim ca oricare alți oameni, El vrea ca și casa aceasta să fie ca oricare alt edificiu. Dar ceea ce dă sens, ceea ce dă importanța acestui edificiu, este prezența lui Dumnezeu atunci când frații se adună. Spunea un vecin de-al nostru la biserică, zice, îmi spunea mie, zice, eu nu știu cum faceți voi, dar adunați atâția tineri aici la biserică. Cum faceți voi? Ce le promiteți? Am spus, Marco, nu le promitem, nu le promitem nici McDonald's, nu le dăm nimic. Ei vin că li drag, vin cu bucurie, că aici e prezența lui Dumnezeu și oamenii vin și gustă din bucuria asta. Și bucuria asta, când frații sunt împreună, așa cum am amintit din Psalmul 133, ne face să fim mai puternici. Frații când vin la adunare, pleacă mai frați de cum au venit. Și bucuria asta îți spune că e plăcut și dulce și e o dulceață care, cum pleci de aici, abia aștept să vii din nou. Și nu știu cum am pomenit eu să explic la italian, nu prea a priceput el, a zice el, nu știu, la noi, eu mă duc foarte rar la biserica mea și spune, și parcă mi se pare că e plictisitoare și slujba rece, dar zice, cum la voi se adună tinerii aceștia și cum vin la orchestră și cu instrumentele în spate și el mereu îi vede. Dragii mei, asta e dulceața care o dă Domnul atunci când frații sunt împreună. Să lase Duhul Sfânt totdeauna dulceața părtășiei frățești. Să plecați cu gust bun de aici totdeauna. Așa gust să aveți încât să abia să doriți să vă întoarceți din nou la închinare. Din nou să stați în prezența Domnului. Că în casa Domnului este casa unde Domnul coboară cu prezența Lui. Și dă sens și dă căldură întâlnirii. Dragii mei, casa Domnului așadar este casa unde Domnul se prezintă. Casa Domnului este casa unde Domnul face făgăduinți. Vii cu sufletul amărât, încărcat și pleci de aici cu făgăduințele lui Dumnezeu. Casa Domnului este casa unde se aud vești bune. Dar de unde vești bune în afară decât în casa Domnului? Dacă ai curajul să deschizi un telejurnal, trebuie să ai credință și curaj să deschizi. Că acum mai este, dacă era pandemia, trebuie să fii puternic rădăcinat așa în credință ca să asculți un buletin de știri până la capăt. Și peste tot știri de tot felul. Dar în casa Domnului vor fi totdeauna vești bune. Căci aici este Evanghelia, aici este vestea bună. Lăudați să fie numele Domnului. Vino la casa Domnului. Aici este locul unde Domnul face făgăduinți. De aici poți pleca acasă cu făgăduințele Domnului. Ești amenințată de întuneric? Diavolul face amenințări, Dumnezeu face făgăduințe. Frați și surori, dragi mămici, să nu vă fie teamă. Dumnezeul nostru face făgăduinți pentru copiii voștri. Poate unele dintre voi vă plângeți și aveți semne de întrebare și navigând spre întunericul acesta vă întrebați ce va fi. Duhul Sfânt a spus într-o descoperire, cât despre odraslele voastre, vine vremea când voi face slujitori puternici pentru slava mea. Tu ți-i plângi și te temi, dar Dumnezeu veghează asupra cuvântului să-L împlinească. O, binecuvântat să fie numele Domnului, care face făgăduinți în casa Domnului. Dacă diavolul face amenințări, nu uita, Domnul face făgăduințe. Nu vă fie teamă, luptați rugăciunile voastre pentru fiii voștri, că vine vremea când Domnul va face minuni, vine vremea când Domnul își va împlini cuvântul Lui, căci din casa Domnului poți pleca încărcat cu resursele făgăduinței lui Dumnezeu. Evanghelia
Este vestea bună, dar și Duhul Sfânt face făgăduinți fiecăruia dintre credincioșii care vin cu inima bună la casa Domnului. A venit un băiat, a venit un tânăr, un frate s-a pocăit și a spus fratelui lui, vină la biserică la noi. Zice, eu nu vin, că și așa tu ți-ai schimbat religia, ești blestemat și ăsta s-a rugat la Maica Domnului că de acum va veni blestemele peste ei că și-a schimbat religia. Și a trecut o perioadă și a văzut că nu vin blestemele, a zis, nu vrei să vii odată la noi la adunare? Zic, o vin odată și gata, dar îți promit că nu mă pocăiesc. Zice, nu te pocăi, nu mai vin odată. Și a venit odată la biserică. Așa s-a întâmplat că avea un copil mic și a fost în continuu, a plâns, a deranjat total și a stat ce a stat și a plecat înapoi, acasă. Și a spus nevestei lui, mă mai duc odată, eu am simțit ceva acolo, ceva este acolo. Și a mai venit a doua oară. Și când a venit a doua oară, cineva din frații de ordine au știut că nu-i dintre noi, l-au dus pe a doua bancă. L-au dus acolo în față, dragii mei, să ruga lângă el cineva și Duhul Sfânt îi punea cuvinte de rugăciune. Băiatul acesta, fratele, domnul respectiv, tânăr, a început să-i fie teamă. Zice, ăștia știu tot despre mine. De unde știe asta viața mea? Și să ruga și a început să-l cuprindă Duhul Sfânt, a început să-l cerceteze. A avut un cuvânt din partea Domnului prin descoperire, a sărit în picioare după rugăciunea în comun și a început să spună, oameni buni, eu ce caut aici? Eu sunt mizerabil, eu sunt cu tare, eu am o grămadă de păcate. A început să spună păcate, nu știam cum să-l opresc. Acum stai, că el public a început. Și, dragii mei, Duhul Sfânt l-a cercetat pe fratele acesta, s-a dus acasă. El era în conflict cu soția lui, el urma să facă divorțul. S-a dus acasă, soția lui dormea, dar spune el, eu nu știu ce s-a întâmplat, dar seara aia a fost o seară specială. M-am dus acasă, parcă soția mea era altfel. Parcă mă uitam la ea cu alți ochi. Parcă copiii de lângă ea mă uitam la ei cu alți ochi. Parcă soarele strălucea altfel. A plecat la muncă dimineața, la amiază, a zis, mă duc acasă să-i spun nevestei mele ce s-a întâmplat. Vine acasă, spune, soție dragă, să știi că eu aseară m-am pocăit. Și mi-a zburat o farfurie și a zis, așa viețile noastre se despart. Tu cu viața ta, eu cu viața mea. El s-a dus în rugăciune și a început să plângă. S-a speriat soția lui. Zice, în viața mea nu mi-am văzut bărbatul să plângă. Ce s-o fi întâmplat cu el? Și a început să plângă și să-și ceară iertare de la soția lui, să plângă înaintea Domnului. Spunea Domnului, Doamne, eu nu pot fără ea, în sfârșit. Și a trecut o perioadă de timp și femeia aceasta a spus, dacă așa-i pocăința, să știi că vreau să mă pocăiesc și eu. A văzut că nu mai vorbește urât, a vorbit că viața s-a schimbat și a spus, vreau să mă pocăiesc și eu. Și au coborât amândoi în apa botezului și au făcut legământ cu Domnul. Frați și surori, locul acesta, casa aceasta este casa unde Domnul schimbă vieți. De aceea să luptăm, să ne păstrăm armonia frățească. E de datoria noastră, faceți partea ta. Samuel a zis, vreți să vă scape, vreți să scăpați de amenințările filistenilor? Adunați-vă toți la Mițpa. Și au făcut o unitate și au postit înaintea Domnului și s-au adunat. Unitatea voastră va coborâ slava lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Când îți faci partea ta, vine supranaturalul lui Dumnezeu. Noi avem o limită, dar când ne împlinim limita noastră, intervine supranaturalul lui Dumnezeu. Știți ce au făcut evreii? S-au adunat acolo. Au plâns, au postit, s-au rugat înaintea Domnului. Samuel a adus jertfă și spune că când aducea jertfa, a făcut ceva, s-a întâmplat ceva ce nu puteau face ei. Domnul a tunat din ceruri. Frați și surori de la Betel, frați și surori din Udine, din oricare biserică ați fi, dragi frați și surori credincioși, să ne facem partea noastră, că dacă noi ne împlinim partea noastră, intervine supranaturalul lui Dumnezeu și va veni Duhul Sfânt și va schimba acele stări. Zilele trecute, două duminici în urmă, am avut un botez, dintre care trei din patru botezuri, trei au fost din lume. Dar am avut o experiență specială în mod deosebit, toate trei au fost speciale experiențele, dar un băiat mi-a spus așa, foarte tânăr, zice, frate, mie nu mi-a plăcut, n-am avut eu treabă cu pocăința. Dar mi-a plăcut de o fată de la voi, din adunare. Vorbea de România, nu de aici. Ce am mers, mi-a plăcut că știți, fetele noastre și frumoase și gospodine și cuminte și ale voastre, Domnul să le binecuvinteze. Și zice, eu tare mi-a plăcut de o fată și n-avem eu treabă cu pocăința. Dar m-am dus să văd cum e. Și am fost, asta vorbea în România, și cum a venit aici în Italia, a venit la noi în adunare. Și când am venit în adunare, spune, nu știu ce s-a întâmplat, dar în timpul unei rugăciuni, am simțit că ceva se întâmplă cu viața mea. A venit peste mine o stare de vinovăție. M-am simțit așa de vinovat. Am început să plâng. Orică era cântare, orică era rugăciune. Am început, tot plângea, până la sfârșitul slujbei am tot plâns. Eu nu știu ce s-a întâmplat, dar viața mea s-a transformat. Din toate nenorocirile, din tot
tot mocirile acestei lumi. Am lăsat totul și eu mă întorc la Dumnezeu. Las totul. Eu am simțit dulceața dragostei lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Ceva s-a schimbat în viața mea. Și a spus, da, ai 21, 22 de ani. Lași tu lumea cu tot ce îți dă, toate atracțiile lumești. Zice, nu mai valorează nimic. Eu am gustat ceva ce din altă lume. Eu am gustat dulceața prezenței lui Dumnezeu. Și drept dovadă, singurul din familia lui care s-a întors la Domnul și Domnul să-i mântuiască și întreaga lui familie. Dragii mei, ce important este casa aceasta să-și păstreze menirea ei, să nu fie ca oricare altă casă, să fie casa aceea unde coboară prezența slavei lui Dumnezeu, unde se mută poverile, să fie casa unde Domnul face făgăduinți, să plece credincioșii cu dulceața părtășiei frățești. Faceți-vă partea voastră, fiecare dintre voi, uită-te la tine, tu ai o parte la unitatea bisericii. Pentru partea care o luați, Filipeni 1 cu 6, tu ești o parte din întregul acesta care ajuți la unitatea bisericii și datorită și ție coboară prezența lui Dumnezeu. Dacă lucrezi pentru dezintegrare, va pleca slava Domnului. Dar dacă lucrezi pentru unitate, va veni slava Domnului și prin unitatea și iubirea voastră frățească să va vedea că sunteți ucenicii mei, spunea Domnul Ioan 13:35. De aceea faceți-vă partea voastră. Căci când vă faceți partea voastră, intervineți supranaturalul lui Dumnezeu și veți vedea minunile lui Dumnezeu și veți spune ca Samuel, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat să ne facem dar partea noastră. Nu uitați, menirea ta ca slujitor, ca și credincios, este să trăiești la o înălțime deosebită. Diavolul vrea ca să fii ca oricare alt om. Păstrează-ți înălțimea ta spirituală. Habacuc spunea în capitolul 3, versetul 16-17, chiar dacă măslinul, smochinul, boi din grajdul vor lipsi, eu voi umbla pe înălțimile mele. Știi că ai niște înălțimi? Umblă pe înălțimile tale și slava Domnului se va vedea în viața ta. Chipul lui Hristos se va vedea în viața ta. Și să dea Dumnezeu prin unitatea voastră, prin participarea voastră, prin participarea fiecăruia dintre voi, casa aceasta să-și păstreze statutul de casa lui Dumnezeu, de casă de rugăciune și să spunem din toată inima, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Amin. Amin, Domnul să ne ajute. Mulțumesc lui Dumnezeu și fratelui Dănuț, Domnul să-l binecuvânteze. În continuare vrem să mai ascultăm câteva cântări. Salutăm în locul nostru pe fratele păstor Marius Livanu, președintele filialei de nord, și noi suntem structurați într-un anumit fel, și spunem bun venit între noi, rog să pregătească o cântare, Domnul să-l întărească, după care Mateo Teodorescu va avea o poezie, apoi clasa 4-5 va avea o cântare, după care tinerii o cântare, apoi orchestra și corul, Domnul să-i binecuvânteze. Noapte înstărirată sau senină zi, cum va fi Iisuse când vei reveni? Noapte înstărirată sau senină zi, cum va fi zborul lin învolburat? Cum va fi smochinul verde s-a uscat? Cum va fi zborul lin învolburat? Cum va fi smochinul verde s-a uscat? Cum va fi poporul mântuit prin har, plin de bucurie sau plângând cu amar? Cum va fi poporul mântuit prin har, plin de bucurie sau plângând cu amar? Cum va fi grădina plină de cântări sau numai de jale lungă până-n zări? Cum va fi grădina plină de cântări sau numai de jale lungă până-n zări? Cum
va fi atunci oare satul meu? Când va fi venirea, cum voi fi și eu? Cum va fi atunci oare satul meu? Când va fi venirea, cum voi fi și eu? Eu te aștept, Iisuse, lăcrimând de dor. Vino mai degrabă cu alți slavei nori. Eu te aștept, Iisuse, lăcrimând de dor. Vino mai degrabă cu alți slavei nori. Eu te aștept, Iisuse, lăcrimând de dor. Vino mai degrabă cu alți slavei nori. Eu te aștept, Iisuse, lăcrimând de dor. Vino mai degrabă cu alți slavei nori. Eu te aștept, Iisuse. Iubiți frați și surori, vreau să-l pe Domnul cu o poezie care se numește Mulțumește. Mulțumește pentru viața ce ai primit tu ca un dar. Mulțumește pentru timpul ce-l poți trăi prin har. Mulțumește că poți încă să regresi, să te căiești. Pentru toate astea, azi te rog să mulțumești. Mulțumește pentru faptul că ai fost deplin iertat. Mulțumește pentru șansa de a nu trăi în păcat. Mulțumește că poți încă să te bucuri, să iubești. Pentru toate astea, azi te rog să mulțumești. Vine ziua când trecutul îți va bate la fereastră, când zburave către cerul ca o pasăre măiastră. Vine clipa când contava dragostea de aia în tine. Mulțumește azi, că nu știi nici măcar ce va fi mâine. Amin. Este iarăși o zi de sărbătoare pentru noi, pentru biserica noastră și parcă mergem din sărbătoare în sărbătoare. Glorie Domnului! Tot așa să fie, să ne bucurăm. Este o zi specială pentru biserică și o zi specială pentru noi tinerii, pentru că avem harul să inaugurăm locașul acesta, locul acesta de închinare, de adorare,
unde foarte mulți tineri l-au cunoscut pe Dumnezeu și unde foarte mulți îl vor cunoaște în continuare. Slăvit să fie Domnul! Să ne dăm.
dor, ți-ar birui să-i steag. Slava lui Iisus a câștigat, nicio armă nu-i mai tare ca a lui. Un domn triumfător e Iisus, noi îl urmăm unde ne duce, vrăjmașii nu se pot împotrivi. Un domn triumfător e Iisus, noi îl urmăm unde ne duce, vrăjmașii nu se pot împotrivi. Nicio armă nu-i mai tare ca a lui. Un domn triumfător e Iisus,
Rămânem așa cum suntem și în continuare ne pregătim să ascultăm din nou cuvântul Domnului prin fratele pastor Marius Livanu. Domnul să-l binecuvânteze și să-l întărească. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să deschidem Scripturile în Geneza, capitolul 28, de la versetul 10 până la versetul 22. Vom citi cuvântul Domnului. Geneza 28, începând cu versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătăi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, Eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta,
căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se numea Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mă bucur să fiu în această zi împreună cu voi, la o zi de sărbătoare, la un eveniment în care, înainte de toate, vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Vrem să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Au ajutat și frați, au ajutat și surori, poate au ajutat și biserici, au ajutat și autorități, dar mai presus de toate a ajutat Dumnezeu. Vrem să fie ziua aceasta o zi de sărbătoare, de amintire pentru lucrările frumoase pe care le-a făcut Dumnezeu și vrem în această zi să fie și o zi de rugăciune în care să-L chemăm pe Dumnezeu să lucreze și în continuare. Și casa aceasta să fie într-adevăr un Betel, un adevărat Betel. O casă de rugăciune, o casă de închinare, o casă în care slava lui Dumnezeu să fie peste locul acesta. Betel e un nume special, casa lui Dumnezeu și în această zi, în minutele care rămân, aș vrea să vorbesc despre Betel, locul special, un loc special. Și aș vrea ca Betelul acesta să fie un loc special pentru toți membrii bisericii. Un loc special. De ce? Și voi arăta 5 motive pentru care pentru Iacov, Betel a fost un loc special. 5 motive care sunt valabile și pentru noi astăzi, motive pentru care casa aceasta de rugăciune, Betelul acesta, să fie un loc special. Un loc special pentru tineri, un loc special pentru copii, un loc special pentru familii, un loc special pentru slujitori, un loc special chiar și pentru oamenii din jurul nostru. Dumnezeu să binecuvinteze Betelul. De ce este Betelul un loc special? Era atâta pustiu, erau atâția kilometri pătrați, mii de kilometri pătrați, drumul acela era un drum lung și totuși un punct anume, o piatră anume, rămâne un loc special. Și astăzi când vorbim despre Betel, acel punct de reper rămâne încă peste mii de ani. Un loc special. E special în primul rând pentru că este locul revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat acolo. Ce a însemnat revelația? În primul rând, Dumnezeu s-a prezentat acolo. E adevărat în vis, într-o formă în care Iacov putea să-L înțeleagă. Nu contează forma în care se prezintă Dumnezeu, în care se manifestă prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în multe moduri. Dumnezeu se descoperă în multe moduri. Dar ce e comun este locul, locul special, un loc al revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă acolo. Mai târziu un templu avea să se prezinte lui Dumnezeu, să se prezinte Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. În evreiește cuvântul este Shekinah, slava lui Dumnezeu manifestată, vizibilă, prezentă.
În timpul inaugurării templului, oamenii s-au pregătit. Erau coruri pregătite, erau instrumente pregătite, erau preoți pregătiți să aducă slujbă pe altar și la un moment dat s-a întâmplat ceva extraordinar. Slava lui Dumnezeu s-a manifestat printr-un nor ca de fum și s-a umplut locul acesta. Fiecare simțea asta și la un moment dat, spune Scriptura, nu s-a mai putut ține slujba, atât de vizibil, atât de marcant era prezența lui Dumnezeu, încât oamenii parcă au rămas blocați, toți au simțit asta, slava lui Dumnezeu era acolo. Vă amintesc că deasupra cortului întâlnirii, cortul întâlnirii era cortul lui Moise. Și totdeauna când Moise ieșea din cort, oamenii se uitau spre el. Dumnezeu a decis, într-o zi, i-a spus lui Moise, Moise, scoate cortul tău afară din tabără. Fă-l un loc special. Și acolo s-a prezentat slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Și în toți anii aceia, ziua, slava lui Dumnezeu se manifesta într-o formă de nor. Iar noaptea, slava lui Dumnezeu se manifesta printr-un stâlp de foc. Dar mereu și mereu, zi și noapte, slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu era vizibilă pentru oricine. Și oamenii se uitau întotdeauna, când se uitau acolo, ei totdeauna aveau un reper. Nu se puteau pierde, totdeauna deasupra casei lui Dumnezeu, deasupra cortului întâlnirii, se vedea acolo slava lui Dumnezeu manifestată în nor sau în foc, în stâlp de foc. Și se întâmpla deseori că slava lui Dumnezeu se muta și atunci acela era semnul că oamenii trebuiau să scoată ceea ce era pus acolo, țărușii aceia, și să mute cortul, să-l ducă mai departe, să urmeze slava lui Dumnezeu, să urmeze prezența lui Dumnezeu. Apoi a devenit templul, casa lui Dumnezeu, și slava lui Dumnezeu s-a coborât și era acolo. Betelul este un loc special pentru că acolo se revelează Dumnezeu, acolo se prezintă Dumnezeu, acolo se descoperă Dumnezeu. Știți că numele lui Dumnezeu, Iahve sau Jehova, înseamnă de fapt eu sunt, eu sunt. Și Dumnezeu se prezintă prin cel mai sublim nume prin care s-a prezentat oamenilor, eu sunt, se descoperă. Până atunci, Dumnezeu era doar un Dumnezeu al bunicului, Dumnezeul lui Avram. Până atunci era doar Dumnezeul tatălui, Dumnezeul lui Isaac. Iacov până atunci a trăit o viață ușoară. Înșela pe fratele său, credea că merge cu șmecherii, credea că merge cu abuzuri, credea că merge oricum. Dar a venit un moment în care a trebuit să plece de acasă. A trebuit să plece pentru că viața lui era în pericol și nu avea nimic, doar el singur cu un toiag. Însă tatăl lui a rostit o binecuvântare, mama lui a rostit o binecuvântare, Domnul să fie cu tine, Domnul să-ți dea izbândă în călătoria pe care o faci, urma să se căsătorească, de fapt scopul ascuns pentru care trebuia să meargă Iacov mai departe era să se căsătorească, dar de fapt fugea de fratele său. Își scăpa viața și nu avea nimic, nimic la el. Dar nu contează câți bani ai în viață. Nu contează cât de bogat sau de sărac ești. Pentru că Dumnezeu nu se descoperă bogaților. Dumnezeu nu cere taxă de intrare. Dumnezeu nu spune, îmi dai atâția bani și atunci eu mă descoper. Mă revelez ție. Iacov nu avea absolut nimic la el. Puțin un de lemn, un toiag. Spunea el 20 de ani mai târziu, eram aici cu mâinile goale.
Nici măcar jertfă să pună pe altar nu avea. Puțin ulei, atât a avut. Nimic n-a avut. Dar acela a devenit un loc special, locul prezenței lui Dumnezeu, locul descoperirii lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu vorbește, pentru că în locul acela el a văzut scara, a văzut îngerii lui Dumnezeu care se suiau și se coborau pe scara aceea. Și îmi place imaginea asta a scării, pentru că îngerii, cuvântul angelos înseamnă mesager. Vreau să vă spun că Dumnezeu folosește îngerii care sunt duhuri slujitoare. În locul acesta, în ziua aceasta, eu cred că sunt îngeri. Îngerii sunt ființe nevăzute, ființe spirituale, dar care sunt în slujba noastră. De ce se suiau și se coborau? Pentru că, pe de o parte, îngerii pleacă de la noi cu mesaje către Dumnezeu și, pe de altă parte, ei aduc mesaje de la Dumnezeu pentru noi. Sunt acele gânduri, sunt acele inspirații, sunt acele călăuziri, protecția lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu. Și-a dat seama Iacov acolo că nu e singur. Cât de important e să știi că îngerii lui Dumnezeu sunt în jurul tău, ei te păzesc, te protejează, ei te ocrotesc. Și acela a fost un loc special pentru că a fost locul revelației lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i singur, el totdeauna vine cu îngerii lui, cu armata lui. Și Iacov atunci l-a văzut pe Dumnezeu deasupra acestei scări și de asta e bine. Pentru că avem și oameni din alte culturi, poate din alte religii. Noi nu ne închinăm la îngeri, noi nu ne închinăm la sfinți, și ei sunt pe o scară undeva. Dar noi avem un har pe care l-a avut și Iacov, să-l cunoști pe cel care este deasupra. Pe cel care este deasupra îngerilor, pe cel care este deasupra sfinților, pe cel care este deasupra tuturor, este Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși s-a descoperit lui Iacov. Și în ziua aceasta vreau ca Dumnezeu însuși să ți se descopere ție. Și acolo deasupra scării Dumnezeu vorbea. Dumnezeu când se descoperă totdeauna vorbește. Și nu doar vorbește, El nu doar vorbește, nu spune ceva, dar vorbirea Lui înseamnă de fapt o chemare. Dumnezeu spunea, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, îi face promisiuni, eu voi fi cu tine. Iacov s-a trezit din somn și a dat seama că trebuie să ia o atitudine corectă. Dumnezeu îl chema, spunându-i, ai avut un bunic, ai un tată, dar relația asta cu Dumnezeu nu poate trece prin tatăl tău, prin bunicul tău. Nu te poți lăuda cu strămoșii tăi. Dacă ai avut un tată credincios, dacă ai avut un bunic credincios, e foarte bine, dă slavă lui Dumnezeu. Dar acolo la Betel se întâmplă ceva. Dumnezeu vrea să fie și Dumnezeul tău. Nu doar Dumnezeul părinților tăi. Nu doar Dumnezeul bunicilor tăi, nu doar Dumnezeul strămoșilor tăi. Pentru că asta se întâmplă acolo și asta realizează Iacov, de aceea Iacov face o jurință și încheie cu cuvintele acestea. Atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. La Betel nu se satisfac curiozități, doar am aflat ceva. Trebuie să aibă loc acea relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu să devină Dumnezeul tău. Atunci El va fi Dumnezeul meu. De aceea, Betelul este un loc special, pentru că este un loc al revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelează acolo pentru că se prezintă, se descoperă, vorbește și cheamă. Răspunsul omului
Răspunsul omului ar trebui să fie unul care trebuie neapărat copiat, trebuie neapărat preluat și de noi. Răspunsul omului atunci când îi se descopere Dumnezeu, răspunsul omului atunci când îl caută pe Dumnezeu, trebuie să fie unul și același. Închinarea. Închinarea, iubiții mei, nu este ceva, nu e vorba cuiva, distracția pocăicilor. Hai să vă arătăm cum se distrează pocăicii. Aveam și noi muzica noastră, sărim și noi, ne bucurăm și noi, ne gâdlăm și noi urechile să auzim muzică plăcută și dulce. Nu este închinare. Acesta este răspunsul omului, aceasta este atitudinea omului. Când vii în casa lui Dumnezeu, aici ți se descoperă Dumnezeu, dar aici răspunsul tău trebuie să fie închinarea. Casa lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune, o casă de închinare. Și pentru că este închinare, spunea Cartea Evrei, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie, cu frică. De aceea pe Iacov l-a cuprins un fior, o teamă sfântă. E un loc înfricoșător. Un loc în care mă cuprinde teama că nu mă ridic la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Nu mă calific să-mi vorbească Dumnezeu. Nu sunt vrednic să stau în prezența lui Dumnezeu. Prezența asta, slava lui Dumnezeu, mă face să mă văd atât de mic, atât de păcătos, atât de nevrednic. E locul închinării și închinarea totdeauna se bazează pe frica omului, pe teama sfântă. Biblia ne arată prin Domnul Iisus o pildă, un exemplu. Un fariseu s-a dus la templu să se roage și acolo a început să se laude. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Și a început să vorbească despre păcatele altora. Doamne, eu, uite câte fac eu, eu postesc, eu mă rog, eu dau zeciale, eu. Într-un colț era un vameș și vameșul acela era păcătos, extrem de păcătos, dar pe cât era de păcătos, pe atât mai păcătos se vedea el. Atât de păcătos se vedea încât nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci doar spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Iisus însuși spune atunci ceva, adevărat vă spun, că mai degrabă s-a întors acasă, socotit, neprihănit, vameșul acela. Pentru că atitudinea lui, închinarea lui, era marcată de acea frică, nici măcar ochii se ridice spre cer, nu îndrăznea. O închinare în care tu te vezi superior altora, o închinare în care tu te vezi mai bun decât alții, o închinare în care tu te vezi sau te proclami mai sfânt decât alții, nu poate fi primită de Dumnezeu, nu poate fi acceptată de Dumnezeu, pentru că închinarea trebuie să fie bazată pe frică, pe teamă, pe sentimentul acela că nu sunt vrednic să stau înaintea lui Dumnezeu, nu mă calific să stau în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la toți oamenii lui Dumnezeu. Uitați-vă la David, Doamne, sunt prea mic. Uitați-vă la Iacov, spune, sunt prea mic pentru toate îndurările tale. Nu mă calific, nu sunt vrednic. De aceea, Betelul este un loc special, pentru că este un loc al închinării. Și totdeauna închinarea trebuie să cuprindă și rugăciune. Te adresezi lui Dumnezeu. Când vii la Betel, tu stai de vorbă cu Dumnezeu. Când vii la Betel, tu în primul rând ai de-a face cu Dumnezeu. Atitudinea pe care o ai, în primul rând o ai față de Dumnezeu. Dacă dăruiești ceva, dăruiești lui Dumnezeu. Dacă vei cânta, cânți lui Dumnezeu. Dacă te rogi, te rogi lui Dumnezeu. Dacă onorezi locul acesta prin ținuta ta, prin atitudinea ta, prin comportamentul tău, tot ce faci tu este în raport cu Dumnezeu mai întâi. Nu cu biserica mai întâi, ci mai întâi cu Dumnezeu.
când vii în locul acesta și sfidezi, sfidezi pe Dumnezeu mai întâi. Când vii în locul acesta și cinstești, cinstești pe Dumnezeu mai întâi. De aceea închinarea trebuie să aibă la bază rugăciunea și apoi închinarea trebuie să aibă la bază și sfințirea. Începe aici ceva, se ia piatra aceea, se începe de la o piatră. N-avea nimic altceva. Nu putea să ridice o casă, nici măcar un cort, nici măcar nimic, atât. O piatră, simplitate. Dumnezeu n-are nevoie de ziduri, de pereți. Și observați, asta îmi place extraordinar de mult. Aici este casa lui Dumnezeu. Și era doar o piatră. Că Dumnezeu n-are nevoie de ziduri. Dumnezeu n-are nevoie de pereți stropiți cu aur. Dumnezeu n-are nevoie de o arhitectură extraordinară ca să vină să locuiască. Dumnezeu n-are pretenții și spune, cam așa trebuie să fie. O piatră! Dar piatra aceea pe care apoi Iacov a turnat puțin un de lemn, asta simboliza sfințirea. Casa lui Dumnezeu, podoaba casei lui Dumnezeu este sfințirea. Nu hainele preoțești, nu aurul, nu lemnul de preț. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Și observăm acolo un fel de casa lui Dumnezeu în miniatură, atât de simplă. Dar avea ceea ce trebuie să aibă, îl avea pe Dumnezeu acolo. Cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Nu mi s-a descoperit. Dar atunci, în noaptea aceea, Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu. El avea o religie a părinților. El știa câte ceva despre Dumnezeu. Lui s-a povestit despre minunile lui Dumnezeu, despre experiențele bunicului, despre experiențele tatălui, despre experiențele familiei. Dar acum, în noaptea aceea, Iacov are o revelație personală, directă, de la Dumnezeu. Îi se descoperă Dumnezeu. Iacov se întâlnește cu Dumnezeu. Și acel loc al întâlnirii lui cu Dumnezeu se numește casa lui Dumnezeu, Betelul. De aceea Betelul este un loc special, pentru că are loc întâlnirea cu Dumnezeu. Și când te întâlnești cu Dumnezeu, nu poți face altceva decât să te închini, să recunoști că El este deasupra, că El este mai mare decât tine. Îl recunoști ca Domn, îl recunoști ca Dumnezeu. Nu poți să-i vorbești de la același nivel. Și îți dai seama că El este mult mai înalt decât tine. Betelul este un loc special pentru că, în al treilea rând, este un loc al juruințelor. Aici trebuie să iei atitudine. Aici trebuie să iei decizii când te întâlnești cu Dumnezeu, când stai de vorbă cu Dumnezeu, când ți se descoperă Dumnezeu, când vezi îngerii lui Dumnezeu, când vezi tot ce se întâmplă, când îți dai seama cine ești tu, când realizezi cine este El. Trebuie să iei o atitudine, trebuie să te gândești la viitorul tău, cum va arăta viața ta de aici încolo, ce vei face cu Dumnezeul acesta, care va fi relația ta cu Dumnezeu. Și de aceea este un loc al deciziilor, pe care eu le numesc juruințe. Adică acele promisiuni, acele proiecte de viață, acele planuri de viitor în care îl incluz pe Dumnezeu. Locul în care Iacov dăruiește viața lui Dumnezeu. Iacov se pune în slujba lui Dumnezeu. Iacov vine și face un legământ. Este locul în care se face un legământ cu Dumnezeu. Trebuie să ai o atitudine. Când pleci din locul acesta, indiferent ce ai fost până acum, până atunci, Iacov înseamnă în mod literar înșelătorul, șmecherul, cel care mereu știe să tragă foc pe turta lui, cel care știe să înșele pe alții, să se descurce cum poate mai bine și se descurcă până într-un punct. Dar de atunci încolo viața lui se schimbă.
El ia atitudine, el îl întâlnește pe Dumnezeu, el se întâlnește cu Dumnezeu, el stă de vorbă cu Dumnezeu și face o juruință. Și în ziua aceasta ești aici și tu poți să iei decizii cu privire la viața ta, cu privire la viitorul tău, cu privire la inima ta, cui vei dărui inima ta, cui va aparține viața ta, ce vei face. Chiar cu privire la banii lui, știu că ăsta e un subiect, să nu vorbești despre el, că... Dar nu, el îl include pe Dumnezeu în orice domeniu al vieții. El recunoaște că Dumnezeu îi dă pâinea, el recunoaște că Dumnezeu îi dă hainele, să se îmbrace, dacă tot le are. El recunoaște că Dumnezeu îi dă resursele, îi dă banii. Dumnezeu îi poartă de grijă. Acolo la Betel se descoperă suveranitatea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, splendoarea lui Dumnezeu. Dar tot acolo la Betel se descoperă și providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Anul acesta a fost un an special pentru mine, în mod special, dar nu numai pentru mine, și pentru cei care sunt în jurul nostru. A fost un an în care am avut multe întâlniri, fie pentru că au trecut 20 de ani, fie că au trecut 25 de ani, fiindcă au trecut peste 30 de ani, sunt de peste 30 de ani în Italia, 32 de ani în Italia, și m-am întâlnit în anul acesta cu mulți din cei care eram atunci cândva, când am venit cu nimic, oameni care au spus, dormeam sub poduri, dormeam prin mașini, eram fără nimic, doar cu datorii după noi. Și astăzi sunt oameni foarte binecuvântați de Dumnezeu. Și recunoști un lucru, Dumnezeu poartă de grijă. Și ne-am îmbărbătat, ne-am încurajat, dacă atunci când n-aveam nimic, dacă atunci când eram singur, dacă atunci când n-aveam nicio speranță, dacă atunci n-aveam nicio garanție, nicio certitudine, niciun document, când n-aveai nimic, oare acum nu poate Dumnezeu cu mult mai mult să poarte de grijă? Și recunoaștem că Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Și cu Iacov istoria asta a fost una extraordinară, Dumnezeu a purtat de grijă. Pentru că în al patrulea rând, Betel este un loc special pentru că este locul binecuvântării. Ce este binecuvântarea? Când Dumnezeu vorbește în dreptul tău, când Dumnezeu îți face promisiuni și la El e suficient un cuvânt. Iacov, ce înseamnă binecuvântare? Dumnezeu n-a venit atunci cu ceva milioane de euro la El, n-a venit cu nimic, a venit doar cu o promisiune. Și acela a fost locul în care a primit promisiunea. Și a plecat cu promisiunea aceea. S-a dus, a slujit lui Laban, mai întâi pentru familie, apoi a slujit pentru turmele sale. Laban a făcut un contract și a spus, hai să facem cumva să nu mă înșele Iacob, să nu îl înșel nici eu și să facem să fie bine. Au spus ei, uite, nu folosesc termenii biblici, spun doar alb și negru. A spus el, miei care se nasc anul acesta, toți miei negri sunt ai tăi și cei albi sunt ai mei. Au făcut contractul, au semnat, a făcut Dumnezeu ca în anul acela toți miei să fie albi și să fie ai lui Iacov. Laban s-a uitat și a zis, probabil așa e moda, schimbăm contractul. Anulăm cei vechi, refacem contractul, pentru că nu se poate, tu să iei tot, adică se nască anul ăsta, mai lasă și mie. Se schimbă contractul. Laban ia miei albi și Iacov miei negri. Și în anul următor, toți miei se nasc negri și merg toți în turma lui Iacov. Laban iar se enervează, iar rupe contractul, nu se poate. E o coincidență, o întâmplare, schimbăm. Și ar schimba. Și iar Dumnezeu face ca toți miei care se nasc în anul acela să treacă în turma lui Iacov. Și se întâmplă și în al patrulea an la fel, și în al cincilea an, și 10 ani la rând, toți miei care se nasc, se nasc pentru Iacov.
și toate turmele și toate posesiunile și toate bogățiile lui Laban, tot încet, încet trec de partea lui Iacov. Și trebuie să recunoască și Laban. Nu, aici nu-i șmecherie, aici nu-i coincidență, aici nu-i întâmplare, aici nu-i intuiție, aici e nu că te descurci, aici este altceva, aici este o mână. Iar noi o numim binecuvântare. Da, a recunoscut Laban, văd acum, Dumnezeu te-a binecuvântat. Pentru că nu poți de 10 ori să se schimbe și orice schimbare ar fi, totul este în favoarea ta, pentru că asta e binecuvântarea, toate sunt în favoarea ta. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrează în favoarea ta. Oamenii te calcă în picioare, va lucra în favoarea ta. Oamenii te vor minți, va lucra în favoarea ta. Oamenii vor face orice cu tine. Tu un lucru să știi, când Dumnezeu te binecuvintează, toate lucrează în favoarea ta. Toate lucrează spre binele tău. Și asta s-a întâmplat cu Iacov, un loc al binecuvântării. În primul rând, e o binecuvântare să cunoști, să știi, să ai o garanție. Dumnezeu de acolo, din înaltul cerului, a spus Iacov, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine, eu te voi păzi, tu n-ai gardă de corp, tu n-ai arme, tu n-ai nimic, ești singur, te mănâncă, ești în mijlocul lupilor, ca o miel în mijlocul lupilor, dar eu voi fi cu tine și te voi păzi pretutindeni. Pe unde vei merge? Îți mai fac o promisiune, îți voi purta de grijă, te vei întoarce în pace în casa tatălui tău. Nu cu mâinile goale, cum a vrut Laban, care și-a înarmat oamenii și a mers să reia totul cu forța. A avut Dumnezeu grijă. Nu numai că nu te atingi de nimic din ce este al lui Iacov, deci măcar o vorbărea și gura s-o închizi înaintea lui. Că Dumnezeu știe să închidă și gurile. Pentru că Dumnezeu binecuvintează, pentru că Dumnezeu poartă de grijă, pentru că Dumnezeu a promis la Betel binecuvântarea. De aceea Betelul trebuie să fie un loc special, pentru că este locul binecuvântării. Psalmul 133, despre care s-a citit, spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care se coboară, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă. Apoi pe marginea veșmintelor lui Aron, este ca roul Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Acolo dă Domnul binecuvântarea. Și nu orice binecuvântare, viața pentru veșnicie. Nu o binecuvântare doar pentru azi, nu o binecuvântare doar pentru mâine, nu doar o binecuvântare pentru viața asta, ci binecuvântarea vieții veșnice, o binecuvântare care rămâne. Pentru că ce binecuvântează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Acolo dă Domnul binecuvântarea. Și al cincilea motiv pentru care Betelul este un loc special, casa lui Dumnezeu, Betelul, este un loc special, este pentru că Betelul este și un loc al cercetării. Ce este cercetarea? Trec 20 de ani, peste 20 de ani. Iată-l acum, Dumnezeu îi spune, întoarce-te, dar până să te duci la tatăl tău, până să te duci la mama ta, ți-e dor de ei peste 20 de ani, nu i-ai văzut, n-ai avut telefon să-i auzi, până să potolești dorul acesta de familie, de locurile natale, înainte de orice, oprește-te la Betel. Fă-ți o cercetare acolo. Adică fă o evaluare, o întoarcere în trecut. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte cum erai 20 de ani. Adu-ți aminte câți bani aveai în buzunar, câte conturi, adu-ți aminte câte haine aveai pe tine, adu-ți aminte câte mașini aveai, câte cămile aveai, adu-ți aminte câte aveai. Zero. Și uită-te acum, numără-ți binecuvântările și vezi astăzi, după 20 de ani, cât ai fost de binecuvântat. Apoi vino înaintea lui Dumnezeu,
copiii au crescut, ți-ai luat soții care n-au avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, ba una a îndrăznit chiar idolii tatălui ei, icoanele ei, să le aducă, să le ascundă pe undeva, să mintă, să moară din pricina lor, să pierzi o mamă din pricina unor lucruri care... Își dă seama, Iacov, că trebuie să se schimbe ceva și în familia lui, trebuie o cercetare, trebuie făcut ceva, o analiză serioasă, o evaluare a vieții, a trecutului său. De aceea, la un moment dat, și Geneza 35 ne arată asta, Iacov își cheamă familia, de data asta nu mai este singur, vine cu familia la Betel, numai că are o condiție: scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Și mai continuă cu ceva, ne este greu să citim, dar cuvântul lui Dumnezeu mai spune ceva acolo în versetul 3, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și a fost acolo o cercetare profundă și au scos inelele, brățările, cerceii, i-au îngropat acolo, s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Siheam, pentru că vin la închinare. Pentru că vin înaintea unui Dumnezeu care m-a binecuvântat, pentru că vin într-un loc sfânt, pentru că vin într-un loc în care s-a descoperit Dumnezeu, pentru că vin la un loc de închinare, nu trebuie să etalez nimic, nu trebuie să arăt nimic, nu trebuie să arăt frumos, nu trebuie să arăt că sunt ceva, că sunt cineva, eu aici vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu aici vin să laud pe Dumnezeu, aici vin să mă proștern înaintea Lui, pentru că Betelul este un loc al revelației lui Dumnezeu, Betelul este un loc al închinării omului către Dumnezeu. Betelul este un loc al juruințelor, al atitudinilor, al deciziilor pe care trebuie să le iei, să te gândești la viața ta când pleci din locul acesta, să pleci măcar cu o decizie. Măcar cu o decizie, cuvântul lui Dumnezeu să te cerceteze, ieși ca în oglindă și spui măcar ceva să se schimbe în viața mea, pentru că asta înseamnă pocăință, schimbarea minții. Schimbarea modului de a gândi, să schimb ceva, să iei o atitudine, să spui: Doamne, nu vreau să mai fac asta, Doamne, nu mai vreau să păcătuiesc așa, Doamne, nu mai vreau să greșesc aici, vreau să mă schimb. Betelul este un loc al deciziilor, al juruințelor. Betelul este un loc al binecuvântării, al promisiunilor lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care a purtat de grijă 20 de ani, peste 20 de ani, se întoarce la un moment dat Iacov și spune: uite, acum când evaluez, am atât de multe, Esau numai ce a auzit Esau că vine Iacov, după 20 de ani, să știți că ura rămâne tot ură, timpul nu vindecă rănele astea, timpul nu vindecă ura, timpul nu vindecă invidia, și se înarmează Esau și spune: ce mi-a făcut fratele meu cu 20 de ani în urmă, vin să plătească acum. Și gata să o ucidă. Și e cu atâta înverșunare, cu atâta ură împotriva lui Iacov. Dar Betelul a fost un loc al binecuvântării. Dumnezeu a spus: mă va păzi. Și Dumnezeu a avut grijă și de Esau. Dumnezeu a avut grijă și de Esau. Și Esau cu toată armata lui. Și se întâmplă ceva extraordinar, fenomenal. Dacă vă gândiți la asta, din dușmanul care venea spre el să-l omoare, Dumnezeu așa schimbă lucrurile încât devine Esau ca un miel. Și spune: Iacov, uite, am arme, am armată, poate vin alții să-ți facă rău, nu vrei să te păzim, nu vrei să ai o escortă aici, să ai gardă de corp, să ai armată cu tine. La care Iacov spune: bă, nu prea am încredere în tine, în oameni, știu ce, lasă, m-a păzit Dumnezeu 20 de ani, am trăit fără gardă de corp, fără armată, fără arme lângă mine, o să mă păzească Domnul și de aici încolo, am mai rămas puțin. E un loc al binecuvântării, al ocrotirii, pentru că pe vremea aceea să fii păzit, să fii ocrotit, era, nu puteai să mergi într-o parte în alta fără să fii pradă ori animalelor feroce, ori oamenilor răi, erai neajutorat.
Și trebuie Iacov, fiindcă a aflat că vine Esau, a împărțit averea lui în două tabere. Și a spus, dacă vine Esau, noi le depărtăm astea, pentru că nu o să le prindă pe amândouă, dacă ia jumătate și dacă măcar cu jumătate să rămân. Dar nu, Dumnezeu nu binecuvintează cu jumătate de măsură, Dumnezeu nu binecuvintează pe jumătate, Dumnezeu binecuvintează totul. Că tot ce ți-a dat Dumnezeu rămâne binecuvântat. Și spune el să duc un dar și face darul de prețul lui Esau și are de unde da și altora. După 20 de ani are de făcut cadouri, are de împărțit daruri, are să aducă la închinare. Acum e momentul în care să împlinească juruința. E momentul și din piatra aceea, era o simplă piatră și observați cum evoluează. La început era doar o piatră, atât avea. Ei bine, Iacov, acum când ai două turme, acum când ești milionar, nu mai vii cu o piatră. Zidește măcar un altar. Fă ceva acolo. Fă ceva mai mult. Fă pe măsura binecuvântărilor. Când i s-a spus să-ți voi da 10-a parte, dacă cu 20 de ani în urmă n-a avut nici măcar un miel, nici măcar o vrabie, o turturică să o aducă jertfă, n-a avut decât puțin ulei, Dumnezeu l-a primit, dar acum după 20 de ani, ai de unde da? Uite turmele tale, tu așa ai spus că a 10-a parte o dai lui Dumnezeu, atunci Iacov, numără-ți bine oile și fă bine matematica, pentru că Dumnezeu a făcut bine matematica cu tine. Nu-l înșela pe Dumnezeu, dă-i ce ai promis și Iacov împlinește. Iacov pune în aplicare juruința pe care a făcut-o cu 20 de ani în urmă. Mă rog din toată inima Dumnezeu astăzi să vă binecuvinteze, să facă locul acesta să fie locul prezenței lui Dumnezeu, locul revelației lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu să ți se descopere. Poate vei trece și tu printr-o noapte a vieții, plin de frământări, de grijuri, a singurătății, că nu vei avea nimic și pe nimeni, când vei fi amenințat, că nu știi încotro să mergi, n-ai nicio direcție, n-ai nicio speranță, n-ai nicio promisiune din partea nimănui, când nu mai ai pe nimeni. Există un loc numit Betel, locul în care ți se descoperă Dumnezeu. Există un loc în care te poți închina lui Dumnezeu, poți să dăruiești viața ta lui Dumnezeu, poți să faci acel legământ cu Dumnezeu, că asta înseamnă și închinare la urmă urmei. Pentru că observați că simbolic gestul acesta a turna un de lemn pe piatra aceea întotdeauna era un legământ. Când oamenii făceau legământ aveau anumite gesturi, anumite ritualuri care deveneau simbolul practic prin care se sfințea un legământ și Iacov face acel legământ, toarnă unde lemnul acela. Astăzi pentru noi legământul, pentru cei nemântuiți este botezul sau este un angajament, ceva care tu spui cu gura ta, e un legământ, e o juruință pe care o faci înaintea lui Dumnezeu. Betelul este un loc al binecuvântării, aici Dumnezeu poate rosti binecuvântarea. Aici Dumnezeu îți poate spune, chiar dacă tu nu vezi nimic, chiar dacă nu ai nimic, El îți vorbește de următorii 20 de ani și tu spui, cum, Doamne, eu n-am nimic, dar Dumnezeu îți spune, te vei întoarce cândva și nu te vei întoarce cu mâinile goale și nu te vei întoarce fără o mână sau un picior sau rănit în lupte, eu te voi păzi și te vei întoarce în pace, în pace, pentru că asta trebuia rezolvat, problema cu Esau, te vei întoarce în pace. Acum fugi de fratele tău, acum ești în conflict cu cei cu care ești în conflict, dar într-o zi te vei întoarce în pace. Și de aceea Betelul este și un loc al cercetării, un loc în care Iacov își aduce aminte cum au trecut anii, cum l-a binecuvântat Dumnezeu, cum l-a ajutat Dumnezeu și de aici încolo ce responsabilități are față de viața lui, față de Dumnezeu, față de familia lui, față de copiii lui și este un act al închinării apoi. Acolo la Betel se ridică un altar. Peste ani Betelul avea să fie o casă lui Dumnezeu, un loc al închinării, unde oamenii, unde cei care se coborau, seminței tale, pământul acela, Dumnezeu a spus să-ți dau eu proprietate, actul de proprietate, pământul pe care calci, ți-l voi da ție și neamului tău și oricât ar vrea Hamas și oricât ar face jihadul islamic, să nu uite un lucru, că este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis. Și o națiune atât de mică, 0,02 din populația lumii și deține cele mai multe Nobeluri și sunt oamenii cei mai bogați, pentru că acolo este binecuvântarea.
E promisiunea lui Dumnezeu. E făgăduința lui Dumnezeu. Este imposibil, rațional, este imposibil. O națiune atât de mică, cu oameni atât de puțini și totuși atât de binecuvântați, înconjurat de armate, de atâtea zeci de milioane de oameni. Și totuși poporul acesta se ridică pentru că are o binecuvântare, are o făgăduință, are o promisiune a lui Dumnezeu și Dumnezeu își onorează promisiunile. Binecuvântat, slăvit să fie Dumnezeul Betelului. Pentru că asta s-a întâmplat. La un moment dat, Iacov, când se întoarce după 20 de ani, spune, schimbă puțin semantica, spune El Betel, Dumnezeul Betelului. Vin să mă închin Dumnezeului Betelului, Cel care mi s-a descoperit 20 de ani, Cel care mi-a purtat de grijă peste 20 de ani și Cel care mi-a promis că și peste sute de ani și peste mii de ani eu nu voi mai fi, dar binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne în picioare, făgăduințele Lui rămân în picioare, Dumnezeu binecuvintează, de aceea Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim și mulțumim fraților care au stat la dispoziția Lui să ne slujească, Domnul să le răsplătească. Tot ce am văzut și tot ceea ce vedem până aici, dincolo de ceea ce vedeți, dincolo aceste materii, am vrea să avem privirile, să vedem dincolo de asta, că Dumnezeu a intervenit. Și văzând nevoia noastră de a avea un local în care să avem condiții, ne-a promis că ne va binecuvânta. Amen. Cei care aveți o idee, sau este foarte simplă matematica când privește așa ceva, îți dai seama că a fost o investiție colosală, lucru care ne-a depășit. Și când ne-am uitat la ele, când am văzut preventivele și ceea ce ne așteaptă, ne-am văzut limitați. Și Dumnezeu a intervenit la Betel și a spus, eu voi binecuvânta și voi da biruință. Astăzi suntem aici, plini de mulțumire și de reverență înaintea lui Dumnezeu, care își împlinește făgăduințele. Astăzi vedem cu ochii noștri că Dumnezeu a împlinit. Noi uităm oamenii și de multe ori falimentăm, promitem multe, apoi ne vedem limitați și abandonăm. Dumnezeu nu abandonează. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care poruncește și lucrurile iau ființă. Are toată puterea. Și de aceea vă îndemn această zi să priviți dincolo de ziduri, dincolo de ce izbește ochii, să vedeți slava lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Dumnezeu se implică și în lucrurile acestea, pentru că locul acesta este un scop nobil, ca Dumnezeu să se arate slava Lui, ca Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să mângâie, Dumnezeu să vindece. Am văzut de atâtea ori vindecări, am văzut de atâtea ori intervenția Lui între noi. Dumnezeu este o realitate. El nu este o teorie, El nu este undeva strap de noi să ne privească de undeva. El este în mijlocul nostru, El este în inimile noastre. Și de aceea astăzi, nu clădirea aceasta în cele din urmă, El este un loc unde se întâlnește casa Lui Dumnezeu. Și casa Lui Dumnezeu suntem? Oi. Așa, tineri, așa, cu minusurile noastre, Dumnezeu ne-a învrednicit să fim casa lui Dumnezeu și El să se coboare în mijlocul casei Lui. Binecuvântat să fie numele Său. Am vrea să mulțumim Domnului pentru asta împreună. Păi vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și frații sunt aici cu noi împreună să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să își proslăvească numele în continuare în mijlocul nostru. Vrem lucrul acesta. Și vom face acest lucru. Iar în final
Vă anticipez, vreau să vă spun să nu vă grăbiți. S-a pregătit o masă pentru toți. Poate că suntem foarte mulți, însă vreau să spun că noi credem că Dumnezeu și înmulțește. Amin. Și vă asigur că va ajunge pentru toți. Ne rugăm pentru asta și Dumnezeu va binecuvânta. Să nu plecați acasă, să rămâneți cu noi în continuare și o să servim și masă. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea împreună cu noi, Biserica Betel, avem motivul înalt în această zi să-i mulțumim lui Dumnezeu care a lucrat în mijlocul nostru și în felul acesta și ne-a dat un local binecuvântat. Și voi trebuie să vă bucurați împreună cu noi și să-i mulțumim împreună lui Dumnezeu pentru lucrările sale minunate. Iar în final, prin fratele păstor Dănuț Iacob, vom cere binecuvântarea Domnului peste locul acesta și ne va încredința pe toți în mâna Domnului în continuare. Și în final vreau să rog să ceară binecuvântarea Domnului și peste darul de mâncare și peste părtășia care urmează apoi să o avem la masă. Domnul să lucreze. Amin. Haleluia, către Tine venim și în dimineața asta suntem plini de mulțumire, Doamne, înaintea Ta. Pentru că, Doamne, s-a văzut mâna Ta la lucru în lucrarea aceasta. Ne întoarcem cu ochii spre Tine, Dumnezeule mare, să-Ți mulțumim. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru această zi măreață, zi în care ne-am putut aduna în pace, în liniște și zi în care putem înălța numele Tău împreună cu frați și surori, cu copii, cu tineri. Doamne, Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Te lăudăm pe Tine, Doamne, și suntem plini de recunoștință, pentru că Tu ai vegheat și în tot timpul acesta, cât s-a făcut lucrarea aceasta, ai păzit și nu s-au întâmplat nenorociri. Doamne, Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru fiecare frate, fiecare soră care au ostenit pentru lucrarea aceasta. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne Dumnezeule. În numele Domnului Iisus Îți mulțumim pentru viziunea care ai dat-o conducerii acestei biserici. Mulțumim că viziunea s-a împlinit pentru numele și pentru slava Ta. Mă rog să binecuvintezi, Doamne, pe toți cei care au ostenit, care au făcut eforturi și sacrificii și au depus un efort ca lucrarea asta să se împlinească. Îți mulțumim și te rog frumos să îi ai în vedere și să îi binecuvântezi. Mulțumim frumos și te rog frumos, Doamne, ca de fiecare dată aici când se vor aduna frații, când se vor aduna tinerii, când se vor aduna copiii, să vină și prezența Ta în mijlocul lor, să vină cercetarea și fiorul Duhului Sfânt în adunare. Când vor veni frații și surorile să înalțe numele Tău, să Te cobor la jertfă, când se vor înălța rugăciuni, când vor veni oamenii îndurerați, poate cu probleme, Te rog, coboară-Te, Doamne, cu prezența Ta. Când vor veni mamele la adunare, poate amărâte în sufletul lor, o, ricanavia lobiaras, coboară-Ți prezența Ta. Te rog frumos să schimbi stările. Când vor veni oamenii cu sufletul îndurerat să plece eliberați și cu sufletele vindecate. Mă rog, Doamne, pentru cei care vor căuta fața Ta, când vor intra în casa aceasta, să recunoască că Iisus Hristos este Domnul. Să le schimbi stările, Doamne, și să plece cu cunoștința Ta în inima lor. Pentru cei care Te caută, Te rog frumos să Li Te descoperi. Mă rog, atunci când vor fi acte de cult, când se vor face lucrările Tale, să fii prezent la fiecare slujbă. Când se vor ridica frații în numele Tău, să însoțești Evanghelia cu putere. Și de aici poporul să primească hrană din mâna Ta. Să-Ți deschizi Tu mâna și să saturi după dorință tot ce are viață, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Mă rog să binecuvintez copiii acestei adunări. Doamne, fă-i să crească sănătoși în credință. Binecuvântă tineretul acestei adunări. Doamne, să umble curați în lumea asta murdară. Te rog frumos să-și mențină strălucirea pentru slava și pentru
pentru gloria numelui Tău. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să privești cu îndurare pentru fiecare situație, când poporul se va aduna în jurul vreunei cauze speciale, când vor căuta fața Ta pentru vreun suflet legat în lanțuri. Doamne, să faci eliberări, Doamne, să rupi lanțurile. Și, Doamne, mă rog, dacă se vor face rugăciuni pentru vindecare trupească, arată-Te ca Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Te rog, fă lucrări și minunile Tale în adunarea aceasta, continuă să le faci. Mă rog ca să porți de grijă acestui popor. Jehova Ire, Domnul care porți de grijă, să-Ți arați îndurarea Ta la fiecare chemare. De câte ori vei fi chemat de poporul acesta, să nu lipsești, să-Ți faci prezența Ta, să asculți rugăciunile tăticului, rugăciunile mămicii, rugăciunile tinerilor și a copiilor, să-Ți apleci urechea Ta și în îndurare să lucrezi. Doamne, de fiecare dată să plece frații și surorile din adunare cu strălucirea slavei Tale în viețile lor, să răspândească mireasma și lumina Ta în lumea aceasta, să fie purtători de mireasmă sfântă. Te rog să binecuvintezi și poporul acesta în întregime. Binecuvintează așadar locașul acesta. Păzește casa aceasta de nenorociri, păzește de pericole, păzește de incendii, de orice lucru neplăcut. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm să binecuvintezi locașul acesta, când vor intra oamenii să plece schimbați de prezența Ta. Doamne, îți mulțumim de minunea care ai făcut-o. Aici a fost degetul Tău, aici a fost vizibilă mâna Ta. Continuă dreapta Ta să lucreze în poporul acesta. Îți mulțumim pentru părtășia de azi. Consacrăm această lucrare, acest local, numelui Tău. Aici să fie slava Ta, aici să fie inima Ta și ochiul Tău pe vecie. Așa după cum ai avut-o pentru templul, atunci când Solomon s-a rugat. Mă rog să binecuvintezi poporul, să binecuvintezi locașul și să ne binecuvintezi pe noi toți care suntem casa Ta, să purtăm chipul Tău în lumea aceasta. Mulțumim pentru părtășia de astăzi. Doamne, Te rugăm să fii cu noi și în continuare. Mă rog să binecuvintezi brațele care s-au ostenit să pregătească prânzul. Mă rog, răsplătește la toate gospodinele, Doamne, care au făcut lucrarea asta cu inimă bună. Te rog, însemnează și la vremea socotelilor să le fie dreaptă răsplătirea. Binecuvântează oaspeții care au vizitat adunarea astăzi. Cercetează-le inima, Doamne. Întoarce-le inima spre Tine și scrie-le numele în cartea vieții, ca împreună la venirea Ta să nu fim despărțiți unii de alții, ci la venirea Ta să nu lipsească niciunul din cei ai Tăi. Binecuvântarea Ta fie și rămână peste tot poporul Tău și în continuare, pentru că toate le-am cerut în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne Dumnezeul meu, ia minte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul Tău. Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele Tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta. Ascultă cererile robului Tău și ale poporului Tău când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței Tale, din ceruri, ascultă și iartă. Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva Ta, dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă numelui Tău și dacă se vor întoarce de la păcatele lor pentru că vei fi pedepsit, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi și al poporului Tău, învață-i calea cea bună în care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului Tău. Când vor fi în țară foametea, ciuma, rugina în grâu și mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe poporul Tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel, va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-i din ceruri, din locul locuinței Tale și iartă. Răsplătește fiecare după căile lui,
Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima copiilor și oamenilor, ca să se teamă de Tine și să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Când vor păcătui împotriva Ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată, dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine și îți vor face cereri în țara robiei lor și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut rău, dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiei lor unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui Tău, ascultă-L din ceruri, din locul locuinței Tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate, iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta. Acum, Dumnezeule, ochii Tăi să fie deschiși și urechile să-ți fie cu luare minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul Tău de odihnă, Tu și chivotul măreției Tale, preoții Tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și preaiubiții Tăi să se bucure de fericire. Amin. Băi, mii să vă reașezați. Colecta din această dimineață a fost de 1.010 euro. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Mulțumim tuturor celor care ați luat parte cu noi până aici la părtășie. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim fraților care au răspuns invitațiilor noastre. Domnul să îi binecuvânteze și să-i păzească la întoarcere și pe ei și pe noi toți. Vreau să mulțumesc nu în ultimul rând bisericii, fraților care și-au dat aportul la toată această lucrare, și-au cheltuit timpul lor, și-au sacrificat familiile, și-au cheltuit banilor, că în toată această lucrare Dumnezeu are resurse, însă de multe ori resursele, și Dumnezeu se folosește de oameni, așa că prin noi Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui și o va face în continuare. Le mulțumesc la fiecare numele Domnului și mă rog ca Domnul să răsplătească la fiecare așa cum știe El. El știe mai bine să o facă. Niciunul dintre noi n-am vrea să ni se întoarcă înapoi, să ni se plătească de ce am făcut, de ce am dat. Niciunul nu vrem lucrul acesta. Eu sunt primul care nu trebuie nimic, ci vreau ca într-o zi Dumnezeu care știe să răsplătească, să ne răsplătească și ne bazăm pe asta. Vreau să anunț un anunț important pentru toți. Profit pentru că sunt biserici, sunt prieteni. Săptămâna care urmează o să avem luni, marți, miercuri și miercuri o să avem cursuri pentru instruirea părinților. O școală a părinților. N-am făcut școală să ne de căsătorie. De soț și de soție și ne-am căsătorit, ne-am iubit și ne-am căsătorit. Și am realizat că am întâmpinat probleme și dacă suntem aici împreună este că Harul lui Dumnezeu a fost peste noi. Ne-am făcut școală de părinți, apoi a venit copiii și am realizat că de multe ori am falimentat și le-am luat cum au venit. Unii au fost mai indulgenți, alții au fost mai stricți cu copiii lor și am făcut cum am putut și mulți am falimentat. De aceea am căzut de acord să avem întâlniri prin care să venim cu sfaturi și să putem să îmbunătățim cât se poate. Eu personal mai am nevoie să învăț. Viața este cu etapele ei, până copiii au fost mici, ne-am comportat într-un fel când au crescut mari. Deja vorbim de așa de la egal la egal și nu mai știm cum să ne comportăm, cum să o luăm acum. I-am zice, tati, eu mă uit la ea acum. Uite așa, am devenit părinți și apoi mâine ajungem bunici și viața este
Cândva ne gândeam așa, cum, da, o să suntem, ne căsătorim, apoi o să avem copii, apoi o să crească și mari, apoi să fim și bunici și dintr-o dată am realizat că nu mai putem să vorbim așa. Deja lucrurile s-au derulat mai repede decât ne așteptam și de fapt asta este viața. De aceea vă invităm împreună cu noi, sunt sesiuni frumoase, noi le-am mai avut și vă asigur că o să beneficiem de ele. Domnul să ne binecuvânteze. Rog grupul de cântare să mai pregătească o cântare în timpul acesta. Vom ieși, iar la ieșire frații deja ne așteaptă, ne vor îndruma, mesele sunt pregătite. Vă rugăm încă o dată să nu plecați, să rămâneți cu noi și vă asigurăm că Dumnezeu va binecuvânta și cu toții ne vom sătura. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.